Bună seara și bine ați venit la evenimentul intitulat Identitatea românească în comunitatea europeană, un eveniment ce fixează orașul nostru pe harta culturală a țării. În cadrul conferinței de astăzi avem invitate trei personalități marcante ale perioadei contemporane, care ne vor prezenta noi perspective privind valorile, tradițiile și contribuția noastră la dezvoltarea unei Europe unite și prospere. Este o onoare să vă avem astăzi alături de noi domnule profesor, domnule conferențiar dr. Adrian Papahagi. Ne bucurăm să fiți alături de noi, unul dintre cei mai distinși filologi și eseiști ai acestei țări, director al Centrului de Istoria Cărții și a Textelor UBB Cluj, domnul Papahagi, și-a dedicat o mare parte din cariera sa academică studiului identității culturale și lingvistice românești. Prin analizele sale profunde, prin implicarea activă în dezbaterile publice, ne oferă perspective importante asupra limbii române și identității noastre culturale. Domnule conferențiar, doctor, profesor. Avansează lumea. Profesor Habib. Da, Habib, da. Adică foarte abil, o să vedeți. Da, m-am documentat că deja aveți acest titlu. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și ne bucurăm. Mulțumim. Bine ați venit. În continuare, avem privilegiul de a-l prezenta pe distinsul publicist, eseist și diplomat, domnul Sever Voinescu, actualmente redactor șef al revistei Dilema Veche. Cu o experiență vastă în jurnalism și analiză politică, domnul Voinescu este o voce respectată în peisajul media și politic al țării. Pornind de la crezul dumneavoastră, am fost mereu în mijlocul omenescului, vă mulțumim că sunteți în mijlocul nostru. O mare bucurie, mulțumesc! Și în final, dar nu în ultimul rând, ne bucurăm să-l avem alături de noi pe distinsul diplomat și om politic, fost ministru de externe al României, domnul Teodor Baconski. Expert în relațiile internaționale și în politica europeană, cu accent pe dimensiunea culturală și identitară, a reprezentat cu demnitate România la nivel internațional. Este o onoare să fiți alături de noi. Cultura, educația și credința sunt valori importante pentru fiecare neam, pentru fiecare generație și pentru fiecare comunitate. Sunt extrem de onorată și mândră în același timp să-l chem alături de noi pe gazda acestui eveniment, un promotor al acestor valori, pe domnul primar Mihai Cristian Lazar. Mulțumesc frumos! Domnule președinte, distinși invitați, dragi și mileoani, doamnelor și domnilor. Primul rând, e o mare bucurie să mă uit în față și să văd o sală atât de plină la un astfel de eveniment cu asemenea ținută. Și nu pot să nu remarc în deschidere un dat, așa. Cu toții trăim, suntem într-un spațiu european, multicultural, multietnic și, evident, un spațiu românesc. Și oprindu-mă la tema conferinței de astăzi, identitatea românească în comunitatea europeană, cred că dacă am fi, nu neapărat superficial, dar am avea o variantă în care să închidem tema foarte repede, foarte rapid discuția, anume m-aș opri la un singur nume, la
David Mitrani, care era prezent în zorii formării comunității europene de astăzi și astăzi David Mitrani este pomenit, citat alături de Jean Monnet și Robert Schuman când vine vorba despre formarea comunității europene. David Mitrani era român, născut la București. Prin urmare, ce dovadă mai clară că există o identitate românească în comunitatea europeană? Anume, în ADN-ul Uniunii Europene există această identitate românească și pentru noi este o mândrie. Dar lucrurile nu sunt atât de simple. Pentru că dacă ar fi atât de simple, distinșii domni care au fost prezentați adineauri n-ar fi aici și cu siguranță ei le vor dezvolta. Însă ceea ce este important, cred eu, astăzi, e că trebuie, este necesar să păstrăm și să continuăm să ne educăm tinerile generații în spiritul patriotismului luminat și a valorilor care au definit aceste zone frumoase din nordul țării noastre. Și aici ne respectăm cu toții cei care conviețuim în aceste ținuturi și este un lucru deosebit de relevant. Pentru că eu cred că cu toții avem de câștigat dacă luăm ceea ce e bun unii de la ceilalți. Și în final, știți cum e? Cu siguranță, atunci când vine vorba de politică, apar unele asperități. Dar e important să vedem obiectivul final, ținta finală, care spune că e natural ca fiecare comunitate să trăiască în bună comuniune unul cu celălalt cetățean. Așa încât nu avem voie să uităm acest deziderat și în această ordine de idei se aminteau valori mai înainte. Și mă opresc la trei. Familia, biserica și tradițiile. Cred că aceste trei valori ne sunt partenere atunci când vorbim despre identitate. Și cred că în jurul lor, adică nu cred, sunt convins că în jurul lor putem construi comunități bune și trainice. Așa încât mai cred, astăzi îmi place să tot fac trimitere la o vorbă. Anume că și am auzit de la un profesor de al meu de la Cluj, că trăim niște vremuri în care viteza de deplasare devine mai importantă decât însăși direcția de mers. Și această viteză, să zic așa, care ne caracterizează într-un secol tot al vitezei, corporată cu globalismul pe care îl vedem peste tot, ne poate lansa o provocare atunci când mai vorbim de valori și de identitate. Ne poate duce cu gândul că această identitate s-ar putea pierde sau aceste valori s-ar putea perima. Păi eu nu cred acest lucru. Eu cred că această provocare trebuie să o luăm ca o oportunitate și să propagăm, să răspândim cât mai mult tot ceea ce este frumos în jurul nostru. Și asta îmi doresc să facem aici la Șineul Silvaniei și mă bucur. Mă bucur că astăzi, în fața voastră, pot să spun că am reușit să permanentizăm astfel de întâlniri aici, semestrial, trimestrial, aici la Casa de Cultură, cu invitați de seamă, pentru că aici, în orașul nostru, îmi doresc să avem o comunitate cât mai bogată intelectual și cultural, pentru că aceasta este o rețetă foarte sigură pentru un viitor. Pentru că astfel de comunități bogate intelectual și cultural îți dau o putere unică. Anume, puterea de a crede cu tărie în ziua de mâine. Și uitându-mă astăzi în sală, atât în față cât și în dreapta mea, am toată încrederea că la Șimleu, pe zi ce trece, vom crede tot mai tare în ziua de mâine. Și pentru asta eu vă mulțumesc.
și vă asigur că aceste întâlniri vor continua. Dragi domn, domnule Papahagi, domnule Voinescu, domnule Baconschi, vreau să vă urez și oficial în fața și mleoanilor și invitaților noștri bun venit în orașul care l-a dat țării acesteia pe Iuliu Maniu. E bine că vă uitați în dreapta dumneavoastră, în stânga nu-i nimic interesant de văzut. Uitați-vă tot timpul în dreapta, acolo sunt valorile. Zicea Petrețuția o vorbă, cu stânga nici cruce nu poți să-ți faci, dar aminte să conduci o țară. În fine, mă bucur foarte mult, când mă uit în sală că nu vorbim doar de Șimleoane. Mă bucur foarte mult că aici, la Șimleu, am zis că a fost, este orașul care l-a dat țării pe Iuliu Maniu. Tot Șimleu este cel care l-a dat lumii pe regele Bathory, un unionist convins, un om, o personalitate multiculturală convinsă. Și Șimleul a avut tot timpul această amprentă multiculturală. Și această amprentă și-a dezvoltat-o nu doar aici, în oraș, nu doar în bazin, ci în întreg județul. Și mă bucur că am putut să construim de-a lungul timpului și vom construi în continuare, nu doar în Șimleu, ci împreună cu județul Sălaj. Pentru că dacă județul se dezvoltă, județul crește și intelectual și cultural, înseamnă că și Șimleul va crește și viceversa. Așa încât mă bucur să-l am în față, un prieten al Șimleului, pe domnul președinte Dinu Iancu Sălăjanu, pe care chem alături de mine. Nu predau nicio ștafetă, numai în calitate de gazda județului, îl rog pe domnul președinte să le adreseze bun venit și el invitațiilor noștri. Domnule președinte. Bună ziua tuturor! Domnul primar m-a luat prin surprindere și de obicei, când ai ocazia să urci pe scenă, este bine să fii pregătit. Dar ce pregătire îți trebuie atunci când ai în fața ta fețe luminoase, frumoase, reprezentanți de seamă ai comunității din Șimleu Silvanii, preacucernicii părinți de la ambele biserici sau și de la celelalte confesiuni care sunt aici în cetatea Șimleului, elevi, profesori, directori de școală, personalități ale acestor locuri și invitați de seamă ca și cei din această seară. Eu sunt bucuros și fericit în același timp că pot participa la o astfel de manifestare pentru că Dumnezeu le rânduiește așa cum trebuie. Cum spunea și domnul primar, avem istorie, avem prezent și cu siguranță vom avea un viitor pe măsura dorințelor noastre și pe măsura trudei noastre. Pentru că avem o cruce. Cei care, direct și indirect, suntem în anumite funcții prin voința cetățenilor. De a crede, de a face, pentru că putem. În această seară, cu siguranță, invitații noștri ne vor da încă o cupă de optimism, ne vor înălța prin cuvintele dumnealor și credința dumnealor, iar noi ne vom continua drumul spre ceea ce trebuie să fie județul Sălaj și orașul Șimleu Silvanii. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să ne dea putere, să credem și noi să fim convinși că putem. Vă mulțumesc tare mult, bine ați venit în județul Sălaj și vă asigur că nu este prima vizită, dar nici ultima. Vă așteptăm și la Zalău și în alte comunități ale județului, unde oamenii sunt dornici, unde oamenii cred, unde oamenii pot. O singură remarcă vreau să vă mai fac. Suntem la Șimleu Silvanii. Acest județ stă pe umerii a patru corifei.
Simeon Bărnuțiu, George Pop de Băsești, Iuliu Maniu și Corneliu Popos. Comuniștii și alte puteri internaționale și-au dorit distrugerea județului Sălaj. Primul lucru pe care au vrut să-l facă comuniștii, au vrut să șteargă de pe hartă Băseștiul. Pentru că Baciu George a fost cel care a contribuit decisiv la unirea tuturor românilor într-un singur neam. Nu l-au iertat nici la mormântare, nici pe urmă. Istoria totuși a demonstrat că valorile vor rămâne mereu în mintea celor care cred cu adevărat în Dumnezeu și în virtuțile celor care au fost înaintea noastră. Sunt convins că acest județ, care pare mic, va fi din ce în ce mai cunoscut, pentru că elitele se spune că se nasc odată la 30, la 40 de ani. Este momentul ca și noi să credem și în județul Sălaj, și în Șimleu, și mai ales în România. Dumnezeu să ne țină sănătoși! Vă mulțumim, domnul președinte. Evenimentul de astăzi este structurat în două părți. În prima parte, suntem onorați să ascultăm prelegerile domnilor invitați, iar în cea de-a doua parte vor fi întrebări și răspunsuri din sală. Vă mulțumim și vă ascultăm cu interes. Bună seara, doamnelor, domnilor, domnule președinte, domnule primar. Ce să zic, suntem foarte emoționați că suntem aici. Mai ales că e un plus pentru că vorbesc primul. Și sunt un pic tulburat, trebuie să spun, de înșiruirea acestor nume enorme, înseamnă enorm pentru istoria României. Bineînțeles că știam când am venit astăzi de dimineață în Sălaj, știam unde vin. Venind cu mașina încoace, aveam să spun așa toți porii sensibilității mele istorice și naționale, care vă rog să mă credeți, sper să vă arăt asta în următoarele minute, e destul de complexă. Aveam toți acești pori deschiși și la un moment dat am trecut, venind cu mașina spre Șimleu, am trecut pe lângă locul numit Fântâna lui Bărnuțiu. Știți, nu locul unde a murit. Și mi-am adus aminte această vorbă rămasă în veac a lui Bărnuțiu, adresată mai ales cărturarilor, lor mai ales, care spune că, da, eu mai zic, care spune că țineți-vă aproape de popor, uite, toată lumea știe, vezi? Ca să nu rătăciți. Dar trebuie să vă spun că după ce am trecut de locul respectiv și m-am gândit la asta, m-am întrebat, bine, bine, dar cum să facem să nu se rătăcească poporul? E, asta e o întrebare foarte serioasă și o întrebare căreia trebuie să-i răspundem mereu. Și acum a venit rândul nostru, a celor care trăim astăzi în România, să răspundem acestei provocări. Să avem grijă să nu ne rătăcim. Și mai ales în acest an e destul de dificil, sau în aceste vremuri e destul de dificil să ții busola. Și o să-mi permit să vă aduc aminte o metaforă, în fine, a unui filozof de prin alte părți, n-are importanță cine, care spunea așa: ce face navigatorul pe mare când noaptea are de înfruntat o furtună, talazurile în jurul lui se ridică enorm și coboară abisală și amenință să-l strivească și vin din toate părțile și nu mai știi de unde bat vânturile, nu mai știi pe unde te duc curenții. Ce face el? Se ține el după fiecare val să vadă cum îl traversează? Sau se uită în sus la stele ca să țină după harta cerului, după harta stelelor, direcția corectă? Asta face. Se uită la stele.
nu se uită la tarazuri, nu ascultă de vânturi, nu caută să își dea seama cum merg curenții mai mult sau mai puțin întâmplători a unei furtuni. Furtunile evidente se întâmplă, dar furtunile vin și trec. E mereu ceva stabil, e mereu ceva ce ne ține pe direcție. Ca să nu ne rătăcim, trebuie să privim stelele. Acum, legat de metafora asta, eu am și amintire personală. Eram în politică și se întâmpla că eram, să zic așa, în tabăra unui lider politic care fusese marinar. Și când am spus chestia asta la televizor, foarte pătruns și convins, cum sunt și astăzi, că asta e soluția, cei din studio au spus, aia, păi sigur, e Dariu Băsescu, normal că o ține pe asta cu marea și cu... Bun. E adevărat că poate la Săraj nu e locul să vorbesc un pic despre mare, dar înțelegeți foarte bine, pentru că furtunile cu care ne confruntăm în viață sunt proprii oricui și ne bat, ne amenință oriunde. Și dumneavoastră aici în județ, aici în acest loc, aveți o constelație extraordinară de oameni, de personalități care pot constitui punctele fixe care să vă ajute să navigați prin vremurile prin care trecem. Nu sunt cele mai rele vremuri. Trebuie să știm asta. Noi ne place să spunem că trăim vremuri cum n-a mai trăit nimeni. Niciun român niciodată n-a trăit ce trăim noi. Și, în fine, începem să înșirăm fel de fel de trăsături ale vremurilor de astăzi și spunem că nimeni niciodată n-a trăit asta. Mai ales noi, aia din regat, trebuie să spun că gândim așa. Dar nu e așa deloc. Nu e așa. Sigur că lumea s-a schimbat extraordinar. Gândiți-vă cum eram acum 30, 40, 50 de ani și cum suntem acum. Dumnezeu știe cum vom fi peste 10, 15, să fim sănătoși, să ne regăsim aici și să ne minunăm în continuare de modul în care se schimbă lumea. Dar gândiți-vă, de pildă la un român, de aici, din zona asta, care, să spunem așa, s-a născut undeva pe la 1850, 1860, să zicem că a avut o viață bunicică și a trăit și el vreo 40 de ani, vreo 70 de ani, pardon, mercați, da? Și a ajuns așa până 1904, dar chiar a bătut spre 1950. Și a murit. Ia gândiți-vă în viața acestui român, câte a văzut, câte s-au întâmplat. Ce putea să înțeleagă omul ăsta când a închis ochii din istoria prin care a trecut? De la 1870 până spre 1950, așa. Nu? De la două războaie mondiale, unire, comunism, fascism, hordism și așa mai departe. Ce putea omul ăsta să înțeleagă? Și totuși oamenii au trăit. Sunt strămoșii noștri. Sunt cei care au trăit normal. Nu i-a apucat niciun fel de cum să spun, amețeală, existențială, nu i-a apucat în niciun fel vreo depresie, nu s-au dus la psiholog, n-au căutat un life coach ca să vadă ce trebuie să mai facă în viață. Au trăit pur și simplu și ne-au lăsat o țară. Și ne-au lăsat o țară care acum este în răspunderea și în responsabilitatea noastră. Spuneam că e un an special. Și probabil că vă gândiți că auziți peste tot că e un an cu alegeri, nu știu câte alegeri în România, 70% din țară, că s-a avut o statistică, 70% din țările lumii sunt alegeri, ce o ieși, cine o veni, dar eu nu mă refer la asta. Din punctul meu de vedere ca român, ăsta e un an special, pentru că este anul Avramiancu. Se împlinesc 200 de ani, cum bine știți, de la nașterea acestui formidabil român, care este pentru noi și trebuie să fie pentru noi una din acele stele, una din acele repere care să ne învețe astăzi cum răspundem vremurilor. Și o să încerc foarte pe scurt să vă spun un pic ce înțeleg eu și ce cred că poate sau trebuie să înțeleagă un român european de astăzi din lecția pe care acest formidabil erou al nostru, Avram Iancu, ne-o dă. Dar mai întâi o să remarc faptul că, deși Avram Iancu este
un mit național pentru noi. Și spun asta, întâi pentru că mă gândesc la tipul de evlavie populară pe care continuă să-l stârnească. Știți că adesea oamenii, într-un fel sau altul, sunt manevrați, manipulați cu partidele, cu primarii, cu nu știu ce, și duși de colo-colo la diferite festivități, cum zic că nu e cazul nostru. Și ademeniți, toată lumea știe povestea asta cu se fac petreceri, se cântă, se dau mici și bere să vină poporul. Există două evenimente în fiecare an în această țară, a care românii se strâng fără să-i aducă nimeni. Și fac asta de secole. Două. Eu cunosc două. Legate de eroi. Este unul cel legat de Avraamiancu, și anume adunarea din fiecare toamnă de la Țegani, și este unul legat de Ștefan cel Mare la Putna. Faptul că păstrăm orice s-ar fi întâmplat, acest instinct colectiv de a ne duce în fiecare an la Țegea, să ne aducem aminte de Avraamiancu, mie mi-arată că este cu adevărat un mit național. Este cu adevărat mitul nostru. Și atunci eu mă întreb, cum se face că povestea vieții unei asemenea formidabil erou, pentru care, repet, avem o evlavie populară spontană, reală, cum se face că istoricii noștri au scris atât de puțin și studiază atât de puțin? În România există puține cărți serioase despre Avraamiancu. Există multe așa, școlărești, care în general au rămas tributare timpurilor în care au trecut, pentru că toate guvernările, toate modele, toate ideologiile politice care au condus România, într-un fel sau altul, și l-au asumat pe Avraamiancu. Și mai toate cărțurile scrise mărturisesc asta. Există studii serioase? Vă spun eu, ca unul pasionat, există unul singur. Există o singură carte scrisă de un istoric meritoriu, Silviu Dragomir se chema, și este o carte scrisă la jumătatea veacului trecut, în fine, apărută cu greu prin anii 65-67, cu multe concesii, și retipărită acum recent, pare să într-o formă, să zic, necenzurată. Și mă întreb așa, oare de ce istoricii noștri nu scriu, n-au scris atât de mult, atât pe cât ar trebui despre Avraamiancu? Știți să vă spun că am întrebat în dreapta în stânga istorici. Și pentru că totuși istorie se scrie. Public pentru istorie este. Și atunci, de ce este evitat în discursul istoriografic Avraamiancu, în comparație cu tipul de popularitate și de evlavie populară pe care le repetă la. Și cred că sunt două răspunsuri și unul dintre ele, cel puțin, ne duce direct la o problemă de astăzi. Primul răspuns este că subiectul relativ dificil, pentru că Avraamiancu a fost un naționalist. Și astăzi naționalismul are, să zic așa, nume prost. Și cum ai putea să scrii despre Avraamiancu fără să îl elogiezi în latura asta a lui? Ori vezi, astăzi trăim într-o Europa în care pare să că toți am ajuns de acord, am luat concluzia că naționalismul a provocat mai degrabă dezastre și că, de fapt, toată această Uniune Europeană, care, repet, subliniez, o spun de 1000 de ori, de câte ori am ocazia, este un imens, o imensă șansă pentru România. Pentru mine, momentul în care am intrat în Uniunea Europeană este realmente echivalent ca impact istoric și ca șansă de dezvoltare în pace și de prosperitate pentru români, precum a fost 1 decembrie 1918. E unul din acele momente, unul din momentele astrale din istoria noastră. Bun. Numai că se spune bine, dar trebuie să ne mai temperăm cu povestea asta cu românismul și atunci, sigur că trebuie cu oameni precum Avraamiancu să o lăsăm mai mare, să găsim alții care au fost un pic mai, să spun așa, mai deschiși
și mai puțin aveți. Problema naționalismului lui Avramiacu este că una era evident să fii naționalist în Ardealul anului 1848, de la 1920-1930 până la 1850-60. Și alta este să fii naționalist astăzi. Sunt, cuvântul poate fi același, dar lucrurile sunt complet schimbate. Numai trebuie să mergem mai departe și trebuie să înțelegem de ce era Avramiacu naționalist. Avramiacu era naționalist pentru că era justițiar. Problema lui fundamentală era cea a dreptății. Să se facă dreptate românilor de aici, din Ardeal. Și de aici, evident, derivă un anume naționalism. Se mai pune astăzi problema în asemenea termeni? Mai este astăzi comunitatea românească din Ardeal în situația care se afla în 1840? Nu, evident că nu. Dar e foarte greu pentru istoricii să explice asta. Și atunci, mai degrabă, istoricul caută formule și subiecte ușurele, sigure, sigure și care asigură, evident, un parcurs, academic glorios. A doua problemă legată de Avramiacu este, evident, modul în care a sfârșit. Și faptul că, într-adevăr, omul a avut un relief psihologic complex. Și mai ales după 1852, când știți, s-a izolat, scârbit, depresiv, cu un sentiment al zădărniciei accentuat, probabil sătul de vicășugurile politice, dar să știți ceva, lămurit într-o problemă. Lămurit în legătură cu viitorul și cu calea spre viitor a țării. Și oricine citește la Avramiacu astăzi testamentul, vede acolo că omul ajunsese la concluzia dorită. Unul din lucrurile pe care le spune în testament este că lasă tot ce a avut pentru înființarea unei școli de drept în limba română, înființarea unei școli de drept românești. La capătul unei vieți de credință, de luptă și de sacrificiu, precum a avut, precum a trăit Avramiacu, concluzia lui a fost prin lege, prin drept. Da, s-a bătut. Da, a ridicat lancea. Da, a fost un soldat. A vărsat sânge pentru dreptatea alor lui. În același timp a negociat politic. Cu coșul s-a luptat, după care s-a împăcat. În împărat a crezut, după care n-a mai crezut. Asta e politică. Toată lumea face politică într-un fel sau altul. Dar la final, la finalul acestei vieți, experiența lui asta i-a spus, prin lege. Ori Uniunea Europeană nu este altceva decât un tip de aranjament legal care ne asigură prosperitate și pace. Ce înseamnă așadar a fi naționalist în acest context perfect în siajul lui Avramiacu? Vă las pe dumneavoastră să răspundeți. Și pentru că am ajuns la acest punct, vreau să mai spun un lucru. Iarăși ridicând ochii către stele, ridicând ochii către valori, către lucrurile care trebuie cu adevărat să ne călăuzească drumul, în disprețul talazurilor care se ridică din toate părțile și ne tulbură barca și ne tulbură echilibrul și ne întorc în loc și ne amețesc, ridicăm ochii la stele. Și acolo sunt câteva valori. Și vreau să vorbesc foarte rapid despre două, după care sunt și eu foarte curios, cum bănuiesc că sunteți și dumneavoastră, să vedeți ce ar mai avea de spus colegii mei după ce eu am spus totul. Două lucruri vreau să spun. Astăzi, în Europa, după părerea mea, pentru binele Europei, și trebuie să înțelegem că binele nostru în acest moment e legat de binele Europei. Lucrurile nu pot fi separate. E bine,
Sunt două lucruri esențiale. Naționalismul despre care am vorbit, dar care trebuie păstrat într-un fel, într-o limită și într-o tensiune cu adevărat utilă nouă. Ce anume păstrează naționalismul într-o limită utilă nouă? Liberalismul. Ca să nu fim niște xenofobi, ca să nu fim printre cei care vor să închidă România, vor să extragă de lumea europeană, vor să fim o cetate perfect ermetică de care să nu se poată atinge nimeni și să fim noi ăia care ne luptăm cu toți și ideea asta că toți ne ascendează pe noi, ca să nu fim așa. Ca să avem o minte deschisă și să putem înțelege ce ni se întâmplă, trebuie să ne temperăm naționalismul cu liberalismul. Adică trebuie să înțelegem că există toți ceilalți au drepturi așa cum avem și noi, că spațiul comun se negociază și mai ales trebuie să înțelegem că există competiție. Și trebuie să milităm pentru o competiție corectă. Dar competiția există. Nimeni nu te ajută, nimeni nu-ți bagă în traistă. Îți faci singur. În competiție cu ceilalți. Pe de altă parte, liberalismul fără naționalism este cel puțin la fel de dăunător pe cât e naționalismul fără liberalism. Liberalismul fără naționalism este în acest moment acest tip de globalism, dacă vreți, în care merge orice, în care poți să fii orice, în care dacă mâine vrei să fii păpădie, ești păpădie, poimâine dacă vrei să fii dromader, ești dromader, vrei să spui că tu nu ești nici bărbat, nici femeie, ești o zână, ok, merge, e liberalismul ca libertate absolută, ca libertate de nimic temperat, ca exacerbare a individualității și a personalității. Dacă asta nu este, dacă acest instinct spre libertate nu este însuși temperat, ajungem la forme cel puțin la fel de pernicioase pentru viața noastră, precum am ajunge dacă naționalismul ar fi temperat de liberalism. Deci apelul meu este să ne gândim în acești termeni. Național și liberal. Și nu fac aici, să știți, apologia unui anume partid. Pentru că în mintea mea, național plus liberal e ca conservator. Dar și asta cu cuvintele și ce înseamnă ele ziua de astăzi, e o altă poveste. Dar, repet, e o chestiune de dozaj. Așa cum medicul îți dă medicamentele cele mai potrivite și esențiale, e nu numai medicamentul, ci doza, așa e și aici. Iar doza corectă de liberalism o aflăm dacă o temperăm cu naționalism și doza corectă de naționalism o aflăm dacă o temperăm cu liberalism. E bine, închei spunând că în acest fel înțeleg eu moștenirea extraordinară care ne obligă a marelui nostru erou, Avraam Iancu. Vă mulțumesc! Și acum de la Cluj, domnul Adrian Papahagi. Adică de mult mai aproape și foarte aproape și pentru dumneavoastră, sunt convins că veniți des la Cluj. Eu ce să spun, ca să citesc din clasici la început, dragul meu unde am venit, știți la ce mă refer, știe domnul președinte cel puțin. Mă bucur să fiu aici, fiindcă una la una n-am trecut niciodată prin Șimleu, spre rușinea mea. Ba am mers prin Zalău, spre Satul Mare, ba evident prin Oradea, spre Occident, spre Budapesta, spre Viena, spre Paris, spre Roma. Nu trecea autostrada prin Șimleu. Acum sper să treacă în curând pe aici, așa, așa. Dar mi-e drag, fiindcă locul acesta e important pentru mine ca ardelean și clujan. E important, fiindcă, în primul rând, în cetatea asta s-au născut doi oameni esențiali pentru, aș spune, unul dintre ei pentru Europa la vremea aceea, celălalt pentru România. E vorba, știți cu toții, de Ștefan Batori. Ștefan Batori este fondatorul universității mele, practic. Ștefan Batori, în 1579, a invitat iezuiții la Cluj, Mănășturi. Eu locuiesc în Mănășturi, deci, practic, la mine în cartier. Nu erau atâtea blocuri, evident, era doar o abație benedictină din secolul al XI-lea. I-a invitat pe iezuiți. În 1581 au deschis colegiul la Cluj.
S-a luptat mult cu reformația, au fost obligați să plece în 1604, dar au revenit ulterior la sfârșitul secolului al XVII-lea. Deci, practic, universitatea mea din Cluj este opera unui concitadin al dumneavoastră de acum 400 de ani, iată, 1533. Și după aia, în 1873, se trăștea tot aici, nu? La doi pași de unde suntem noi, Iuliu Maniu, pe care eu n-am nicio îndoială și nicio rezervă să-l numesc cel mai mare politician român al secolului al XX-lea, cel puțin, chiar că el a fost activ deja și înainte de 1900, dar în orice caz, cel puțin al secolului al XX-lea. Și lucrul acesta pentru mine este extrem de important, fiindcă Sever a vorbit despre Avram Iancu, domnul primar Lazar a vorbit despre Simeon Bănuțiu, s-a menționat și Corneliu Copos. Iasă sunt momente dramatice din istoria noastră ca români, 1848 prin Bănuțiu, 1918 prin Maniu, perioada când ne-am recâștigat libertatea după 1989 prin Coposul. Sunt trei momente în care s-a făcut maximum ce se putea face și uneori când te uiți în spate zici, Doamne, ce-ar fi putut fi România dacă în 1947 sau 1945 câștiga Maniu, dar câștigau creștini democrații guvernul, dacă nu veneau blestemații ăștia de ruși pe care sper să nu-i mai vedem vreodată curându-și talpa și șenila în țara noastră, dacă nu cădea România sub comunism, ce s-ar fi întâmplat? Pe Maniu ar fi fost fără îndoială unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene. Nu am nicio îndoială că Maniu ar fi fost alături de Schumann, de Adenauer, de Alcide, de Gasperi, de nașul, să zicem, de peste mânecă Churchill, care și el vorbea despre o confederație europeană, ar fi fost unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene, cum a fost de altfel, într-un fel, Grigore Gafencu, alt țărănist, nu? Care a emigrat în Occident. Maniu, în 1934, spunea în Camera Deputaților la București, citesc dintr-o carte numită Sfințul de Abădăcin, scoasă anul trecut la Școala Ardeleană, an centenar. Maniu înțelegea din 1934 că statele naționale și el construise, practic, un stat național, nu? Contribuise la România Mare, nu au singure un viitor în alinierea asta imensă de forțe care se întâmpla în Europa, cu Uniunea Sovietică și așa mai departe. Și iată ce spune Maniu în 34. Viitorul este al unităților mari, sociale și economice, fie că ele se numesc în materie politică state, fie confederațiuni, dar și Uniunea Europeană, asta este, de fapt, o confederație. Cooperative sau tovărășii în materie economică. Statul român, mai curând sau mai târziu, va trebui să facă parte dintr-o astfel de unitate mai mare, profetic, nu? Să scrie așa cea în 34. Și rolul lui în această perspectivă va depinde de modul cum aș vrea să se organizeze, aproape cum spune domnul președinte. Deci va depinde de cum aș vrea să se organizeze, să se conducă până în momentul acelei noi și mari prefaceri. Sunt cuvinte profetice. Și el viza, de fapt, o Uniune Balcanică la Dunăre și Marea Neagră și spera ca aceasta să fie, spunea, centrul de gravitațiune al unei formațiuni puternice mondiale, compuse în state și popoare libere, în stare să-și asigure existența națională și având forțe de a contribui la progresul culturii, nu știu ce, al civilizației umenești. Ce a visat Maniu s-a întâmplat abia de curând. Da? Suntem, în sfârșit, membri ai unui club de libertate, de pace, de securitate, de prosperitate. Am discutat în birou cu domnul primar despre investițiile care se fac aici. Am văzut firme noi, nu treci prin Zalău la margine înainte să intri aici și vezi investiții franceze, vezi investiții occidentale. România este în acest spațiu. Și fix acum, când suntem acolo, s-au trezit unii să nu le mai placă. Ei visează la epoca de aur, la viitorul de aur, la tot felul de aurării astea așa contrafăcute, zgârie un pic aurul și se vede imediat tinicheaua, se vede fierul ruginit de desubt. Fix acum, în momentul în care avem ceea ce visa Maniu, care a murit în închisoare pentru asta, sunt unii care le s-au râs cu bine și vorbesc despre cum ne oprim Europa, că noi suntem colonie, că mâncăm gândaci, nu știu câți dintre dumneavoastră ați mâncat gândaci, eu n-am văzut niciodată gândaci de mâncare, dar chestia astea prind. Da?
Dintr-o dată, Europa e demonizată și este exaltat un naționalist din ăsta centrifug. Cred că Maniu este în continuare și aș vrea să se vorbească mult mai des despre Maniu. A fost anul trecut, nu, 150 de ani de la naștere, 70 de la moarte și au apărut o groază de cărți. Le-am cumpărat și eu de la Școala Ardeleană, la Casa Cărții Știința Cluj. A publicat și părintele Borz de aici, de la dumneavoastră, nu știu dacă este în sală, o carte despre Maniu, pe care, din care voi și cita în seara asta. Dar lumea nu știe. De fapt, ce a adus Maniu în politica românească? Toată lumea știe, domnule, a fost principial și așa mai departe. Da, dar a fost principial și în același timp a fost stabil. Nu puteai găsi un mai mare iubitor al cauzei românești, al românismului, al românității, al unității naționale decât Maniu. Nu se putea găsi un român mai adevărat decât Maniu. Nu puteai găsi. Și în același timp nu puteai găsi un om mai tolerant decât Maniu. Maniu n-a fost antisemit, ba dimpotrivă, în perioada războiului a salvat evrei, s-a opus politicilor antisemite a lui Antonescu, chit că au încercat după aia să-l acuze și de așa ceva. Maniu n-a fost antimaghiar, deși maghiare știm bine, nu, Bela Kun a răpit-o pe mama lui, pe sora lui și așa mai departe. Maniu a spus foarte clar și în 1918 și în repetate rânduri după aia, nu trebuie să devenim și noi asupritori altora, cum ne-au asuprit alții pe noi, să devenim noi asupritori. N-avea șovinism acesta. Maniu a insistat de altfel și ca Viena să nu fie umilită după la tratativele de pace în 1919 și așa mai departe. Deci Maniu a fost generos cu cei care nu fuseseră generoși cu el. Maniu era un creștin adevărat, era un creștin democrat, dar era înainte de toate un creștin. Se cunoaște rugăciunea lui, se cunoaște moartea creștinească pe care a avut-o la Sighet, împărtășit în momentul marii treceri și a întâlnirii cu Dumnezeu. Maniu s-a dus acolo, nu cum spunem noi, sfârșit creștinesc de nouă. Deci el a avut sfârșit creștinesc. A avut și o viață de ascet, aproape trăia în condiții ascetice. Toată lumea știe în anecdotele ce puține haine avea și așa mai departe, cum ajunsese să umble cu haine uzate, nu schimbându zilnic costumele ca tot felul de papițoi de astăzi, care se consideră conservatori și mai degrabă ar putea să facă reclame la case de modă. Era un ascet. Dar în aceeași timp nu era un conservator din ăsta cum circulă asta ideea, domnule, conservatorii sunt niște oameni încuiați la minte, niște constipați. Nu, era dimpotrivă și progresist. Maniu a fost printre primii care au cerut dreptul de vot pentru femei, cum poate puțină lume știe astăzi. El a devenit unul dintre principalii avocați al drepturilor și spune el, nu este numai interesul femeii, ci interesul societății și în special al statului ca femeia să-și ocupe locul care, drept urmare a ființei sale omenești, îi revine. El recunoștea egala demnitate a femeii și bărbatului. Da? Maniu a fost, cu alte cuvinte, și un reformist progresist. Maniu era patriot, dar nu era patriot și naționalist în sensul de astăzi, adică antioccidental. Dimpotrivă, nu era om mai filo-occidental decât Maniu. Se știe că el a fost șeful partidei anglo-americanofile, nu anglo-americane din România, a fost și acuzat, i s-au înscenat lucruri, a fost acuzat că era spion britanic, sunt născociri. Nu există așa ceva și s-au cercetat arhivele, a scris despre asta Otmar Trașcă și alții, nu a fost plătit vreodată de britanici. Dar Maniu a înțeles în perioada aceea că singura șansă a României este prin alianță cu Occidentul, cu Anglia și America. Lucru care, pe care astăzi cei care se pretind mari conservatori și creștini nu uită. Există în România și pe mine mă îngrijorează masiv, doamnelor și domnilor. Nu știu dacă dumneavoastră urmăriți, dar există oameni care încep, care cu Putin n-au nicio problemă, care nu zic absolut nimic despre agresiunea lui Putin în Ucraina de 2 ani de zile și în schimb au toată ziua probleme cu Ursula von der Leyen, cu Occidentul, de acolo vine rău pentru ei. Ori Maniu a înțeles că România nu-și poate căpăta. Cum a devenit România mare prin sprijinul lui Wilson, România nu poate să-și garanteze suveranitatea reală decât în alianță cu Anglia, cu America. Lucrul ăsta trebuie să înțelegem și noi asta. Adică occidentalismul lui Maniu trebuie să revină în politica noastră națională. Maniu era în primul rând legalist. Era jurist, era un om al legii.
El, de pildă, a respins un act care pentru noi astăzi este ceva absolut major în istoria noastră, Constituția de 1923, nu? Dată de exemplu, cea mai bună Constituție, dar el a respins-o. De ce? Fiindcă ea nu fusese votată de o adunare constituantă, ci doar în Parlament de o majoritate strânsă de liberalii de atunci, lui Brătianu. Principialitate de genul ăsta. Chită Constituția era în sine foarte bună. Maniu a fost regalist și loialist. I-a fost fidel lui Carol al doilea. L-a ajutat să vină în țară, l-a adus în țară. Însă când Carol a devenit un tiran, i-a spus-o. Și Carol întreabă la moment, adică vrei să spui că eu trebuie să abdic? Și Maniu a zis, nu văd altă ieșire, i-a spus în 1940. Deci Maniu a știut deopotrivă să respecte autoritatea, dar în același timp să condamne abuzurile. Toate lucrurile astea fac din el un politician cum astăzi nu mai avem atât de des. Și ne aduce în față întrebarea asta. Mai există o politică principală? Mai e posibilă o politică principală? Mai poate ea să funcționeze? Și aici Maniu este încă o dată răspunsul. Continuat de Coposul, sigur că da, care a fost mai aproape de noi și pe care unii dintre noi l-au și întâlnit personal și l-au cunoscut. Da, este în continuare posibilă o politică principală. Cum trebuie să arate politica asta dacă vrea să fie spre binele României? Și vreau să mai dau un citat, de fapt cu acela voiam să încep, dar l-am lăsat mai târziu. Această politică e politica care ne privește pe toți, indiferent că mergem sau nu, că intrăm sau nu într-un partid politic sau facem politică activă. Eu am făcut foarte puțin timp politică activă. Domnul Voinescu a fost și ales, a fost deputat, domnul Baconski a fost ministru. Eu n-am avut nicio funcție în statul român, dar am văzut un pic cum funcționează politica. Nu există că nu te interesează politica. Și asta spune Maniu. Sunt supărat pe omul care spune nu mă interesează politica, nu mă doare capul, îmi văd de treaba mea, nu mă interesează, facă cine ce vrea. Atitudinea asta înseamnă cinism. Noi suntem datori să ne ocupăm de probleme politice ale neamului și țării românești. Să căutăm calea cea mai bună și așa mai departe. Bun. Cum vedem pe scurt ceea ce ne interesează? În primul rând, cred că s-a zis în seara aceasta. Nu trebuie să ne tot lamentăm atâta. Vai ce rău e, vai ce epocă groaznică trăim. Gândiți-vă la Maniu, zicea Sever, cine a născut în 1873, care a trecut, nu? Mobilizat pe front de unguri care sperau să fie împușcat acolo în Italia, la Ticino, n-a fost împușcat. Sora și mama răpite de unguri, nu, până la urmă le-a recuperat. A făcut România mare și a fost ca răsplată băgat la închisoare de comuniști unde a murit la 80 de ani, da? Să mor bătrân și neputincios într-o închisoare în care și demnitatea fizică ți este negată. Incredibil, nu? Deci, ce vreți? Vremuri? Păi noi trăim vremurile cele mai fericite și mai inimaginabile. Suntem liberi să zicem orice. După ce facem discursul ăsta, nu ne așteaptă poliția la ușă să ne aresteze. Suntem liberi să votăm orice. Suntem mai prosperi ca niciodată, grație Occidentului. Ne suim cu toții în mașini nemțești, unele mai bune, altele mai nu, dar toate totuși foarte bune față de ce se poate imagina. Am văzut aici, intrând în Șimleu, la intrare o ruină comunistă, lângă un lider minunat, foarte prosper. Asta este. Liderul ăla nu l-a făcut țăranul român. L-a făcut industria germană și cu eficiență ei l-a exportat și aici. Noi profităm un pic de tot ce înseamnă dezvoltarea Germaniei. Dezvoltarea Germaniei înseamnă și dezvoltarea noastră. Nu înseamnă că dacă Germania se dezvoltă, noi pierdem ceva. Asta este gândirea aia comunistă, a uneia, că dacă el are mai mult, ție ți-a cea. Nu, din potrivă. Când cineva are mai mult și tu vei avea mai mult. Fiindcă cineva care are mult, are nevoie să dea de muncă și la altul. Are nevoie de servicii. Așa funcționează. Prosperitatea Germaniei s-a răsfrânce asupra prosperității românești. De asemenea, prosperitatea franceză, nu cu Michelin și nu știu ce, ajută județul sălaj. Și așa mai departe. Deci, în primul rând, noi vrem să înțelegem că nu, Europa nu ne face niciun rău. Nu suntem nicio colonie a nimănui. Ne alegem singuri politicienii, ne alegem președintele, în fin. Aici nu mai comentez nimica, să alegeți ce avem de ales la toamnă, că local e destul de simplu. Acolo știm cu toți, votăm iar pe box sau ce avem fiecare și dacă merge și e simplu, dar la național e un pic mai complicat.
A, colonie, că Franța și Germania contează mai mult. Păi normal că Franța și Germania contează mai mult. Și Clujul contează mai mult decât Salău, și Bucureștiul mai mult decât Clujul, și Berlinul mai mult decât Bucureștiul. Unde sunt mai mulți oameni, mai multă forță economică, mai multe bănci, mai multe finanțe, mai multe industrie, mai multă... Ei vor conta mai mult, dar suntem la masă cu ei. Da? Suntem la masă cu ei și nu la masă ca niște inferiori, cum era Maniu în Parlamentul de la Budapesta, unde se lupta zilnic cu ăia să lupte pentru drepturile românilor. Suntem la egalitate. Avem reprezentanți, avem comisari europeni, avem un vot de spus, trimitem un număr mare de parlamentari la Bruxelles, mai mare decât Ungaria și așa mai departe. Cum poți să te enervezi Uniunea Europeană? A, ce te enervează Uniunea Europeană? Stângismul dizolvant, imbecilitățile astea care calcă și pe identitate, și pe Dumnezeu, și pe biologie, și pe orice, da. Dar există și la noi, există și în America, care nu e în Uniunea Europeană, există și în Anglia, care e și din Uniunea Europeană. E un zeitgeist, e un spirit necurat al timpului cu care trebuie să ne luptăm, da, și la noi acasă, și în Universitatea Babeș-Bolyai, și la Princeton, și la Londra, și la Berlin, și la București, da. Aia este. Dar aia nu este esența Uniunii Europene. Uniunea Europeană este ceea ce înțelegea Maniu. Uniunea Europeană este că suntem toți împreună, fiindcă minte vom deveni victimele unora ca rușii. Închipuiți-vă că noi astăzi nu eram în NATO și nu. Închipuiți-vă numai. Că eram ca Ucraina. Cădeau bombe aici, că de la... și nu-i foarte mult la granița cu Ucraina. Știți în cât timp ajunge un avion de la Ucraina? În 2-3 minute. Un avion care zboară cu 1.200 pe oră. În 2-3 minute. Poate bombarda și noi să se întoarcă la Ivano-Frankivsk sau nu știu ce e acolo în Ucraina, da? Deci noi beneficiem de ceva la care Maniu nici nu putea visa. Dacă Maniu ar fi avut garanțiile occidentale pe care noi le avem astăzi, altfel arăta România. Deci eu zic să nu ne săturăm de bine. Să nu ni se urască cu binele. Ce a spus Sebe e foarte important și pe aia o să închid. Există un echilibru pragmatic între progres și conservatorism. Conservatorismul nu e o ideologie, e un instinct. Fiecare dintre noi conservă ce-i bun, da? Am moștenit ceva frumos de la bunici, o casă frumoasă, păi o restaurăm. Am moștenit un obiect de preț, o statuie, un tablou, un lucru. Păi nu-l arunci numai fiindcă e vechi. Ai moștenit o limbă, o nație, o credință, niște locuri. Le restaurezi. Numai renovându-le poți să beneficiezi de ele. Dacă le lași așa cum au fost, până la urmă se năruie, da? Deci, conservatorul e reformist. Dacă nu renovează, cum renovați aici casa lui Maniu, ea se prăbușește. Conservator nu înseamnă să păstrezi ruine. Înseamnă să faci ca ceea ce e important din trecut să continue. Asta este conservatorismul. Deci el nu merge fără reformism. Pe de altă parte, există în România două pericole acum. Unul este radicalismul de stângă, care zice, noi nu mai suntem nimic, vrem o țară ca afară, numai ce afară e bun, nu vrem, vrem spitale, nu catedrale, gata, bisericile a devenit problema în România, că există. Dizolvant, stângist, mimetic, care se reneagă identitar și imită ura de sine. Lucrul ăsta, stânga asta extremă, care s-a manifestat și la noi acum a mai scăzut un pic, e un pericol. Al doilea este excesul de naționalism, care nu mai are obiect în modul în care e formulat. Adică una era ce voia Maniu să scape de o asuprire ungurească și alta acum, ce probleme avem noi, națiunea română, în România? Scuze, ce probleme avem noi, națiunea română, în România sau în Europa, ca să devenim acum naționaliști, revizioniști, să vrem să redesenăm granță și mai departe? Ori acest tip de extremism iarăși se manifestă și crește în tocmai să duc. Și atunci, în mijlocul celor două, ce este? Este tipul de politică a lui Maniu. Creștinească, da, respectă demnitatea umană, liberală, da, respectă drepturile celorlalți, reformistă și chiar progresistă, da, iată cum era Maniu cu drepturile femeilor, sigur putem să gândim modul de egalitate. Patriotică, da, ne pasă în primul rând de România, dar ne pasă cercuri concentrice, din ne pasă comunitatea noastră aici la Șibleu, că vă pasă mai mult de Șibleu, mă gândesc, decât de Cluj, nu? Și mie îmi pasă mai mult de Cluj decât de Șibleu. Dar asta nu înseamnă că, fiindcă vă pasă și Șibleu, urâți Clujul. Și nici eu, fiindcă îmi pasă de Cluj, aș vrea să dispară Șibleu de pe hartă sau consider că existența Șibleului e o problemă pentru mine. La fel cu toții, este și suntem sălăjeni sau clujeni sau nu știu ce, avem și un patriotism românesc.
De ce n-am putea avea și un patriotism european, mai ales că acum lui îi se opune barbaria asta asiatică a hoardei de aur din Rusia și a hoardei de aur de la noi, între noi fi vorba, a diverselor hoarde de aur, da? Deci există cercuri concentrice ale patriotismului și asta și Maniu avea, în ciuda faptului că era un mare patriot. Aici mă opresc, nu vreau să devin prea dramatic, deja Sever a fost foarte dramatic cu Avram, am devenit și eu dramatic cu Maniu și domnul Baconschi va avea obligația să detramatizeze aici acest con... Nu știu cum va fi, dar aici doi tenori tragici care au declamat sublim. Va avea un mic destins atmosferă, o să facem în răspuns, vă asigurăm. Putem fi mai puțin dramatici decât atâta și chiar de o să vedem asta în răspuns. Oricum, trăim vremuri bune, să nu ni se urască cu binele și în același timp să știm și de unde venim, dar și ce riscăm să regăsim dacă nu mai, dacă nu ținem de ce avem în acest moment. Mulțumesc, doamnă, pentru noi. Dragi domnule, domnule președinte, domnule primar, domnilor și domnilor, sunt ca de obicei am lăsat că mă vorbesc după prietenii mei, avem o gândire comună, valori comune, o retorică de multe ori împletită, între pătrunsă, și mă trezesc adesea cu temele pe care doresc eu însumi să le exprim, deja bifate și încă la modul magistral. Am venit și eu pentru prima dată, deși făcând politică internă ceva mai mult decât Adrian Paparagi și deși nu, cred că veteranul grupului în materie de politică militantă e Sever Voinescu, dar în fine, e o premieră pentru mine și desigur că am venit cu gândul la vecinătatea Godeșinului, la prezența memorială a lui Maniu aici, care a fost judicios și pe larg evocată de Adrian Paparagi. Aș porni tot de aici, de la constatarea, pe atât de evidentă, pe atât de neglijată, că orice localitate din lumea asta e pusă pe hartă prin oamenii de seamă care s-au ridicat din sânul ei. Cu alte cuvinte, nu locuirea într-o supraviețuire economică, biologică, contează până la urmă, la scara lungă a istoriei, ci memoria acestor personalități care și-au dobândit o posteritate prin faptele lor durabile și pozitiv răsfrânte mult dincolo de persoana lor, în comunități mai mari sau mai mici. Ori, faptele durabile se obțin prin virtuți puse la lucru. Nimeni n-a lăsat ceva însemnat după el, fără asemenea virtuți, așa încât chestiunea dacă o politică principială mai e sau nu valabilă, ține și de posteritatea noastră ca națiune. Dacă nu vom mai avea din nou și din nou în fiecare generație câteva voci exemplare care urmează virtuțile și le transpun în viața cetății, atunci o să dispărem, indiferent de contextul geopolitic. Nu există fără acest nerv al valorilor asumate nicio formă de supraviețuire civilizată. Ce presupune însușirea unor asemenea virtuți care sunt omniprezente în literatura filozofică a lumii de la Seneca până la Montaigne și poate într-o formă aparent nihilistă până la compatriotul nostru Emil Cioran? De pildă, efortul de a te educa pentru a înțelege complexitatea lumii și a istoriei. Răbdarea de a găsi soluții în vremuri de criză și disperare, dedicația către binele comun, inclusiv în epocile individualiste, precum cea pe care ne-am instalat și în care această companie chinezească TikTok spală cu mare viteză creierul unei generații tinere globale. E eroi unui panteon național, nu au nevoie de monumente, cred, au nevoie și de monumente pentru că monumentul îți aduce aminte de ei, dar ei personal nu cred că au trăit pentru a se vedea într-o zi întruchipați ca statui de for public. Au trăit în inerența angajamentului lor pentru binele comun.
De ce au ei nevoie este de o emulație intergenerațională. Ei sunt împliniți dacă testamentul lor, explicit sau implicit, este realizat prin urmași care tind să le preia exemplul. Acum, faptul că adevărata valoare a unor oameni de seamă e descoperită cel mai adesea după ce au murit, nu e doar o caracteristică românească. Ne putem mângâia cu acest gând. Adică nu doar Dante a murit în exil, nu doar Van Gogh a fost un geniu ignorat de contemporanii lui, putem găsi în istoria nu doar a artei și a literaturii sau a filozofiei nenumărate exemple de mari oameni pe care contemporanii lor i-au tratat cu o ingratitudine robustă, durabilă, nedreaptă, scandaloasă și care s-au fost descoperiți după ce n-au mai, după ce au părăsit această viață. Avem totuși mai mult decât alții, zic eu, cu o notă colectivă autocritică, înclinația de a ne deștepta in extremis, după ce ne-am divizat și confruntat între noi, ratând adesea sincronizarea cu mizele reale. Am fost recent cu prietenii mei la mare, unde Sever Voinescu a căinat, ca și astăzi, dar cu mai puțin patos, uitarea care l-a înconjurat pe Avram Iancu în ultima etapă, decadentă, mizeră, a parcursului lui pământesc. Da, sărăcie, alcoolism, depresie, uitarea marelui Avram Iancu e plin acum Ardealul, mai cu seamă de statuile sale, inclusiv una discutabilă estetic la Cluj, în fața Catedralei Metropolitane, însă recompensa postumă a Crăișorului e turta dulce, ca să zic așa, unor demagogi și populiști, mai mult decât substanța unui act vibrant de pedagogie națională. Nici Avram Iancu, și nu o să-l evoc din nou mai mult decât ai făcut-o tu, Sever, nu are nevoie neapărat de statui, ca și alți oameni mari ai României de ieri, și de noi generații care să se inspire din acțiunea lor inteligentă și generoasă. Bineînțeles că pentru asta, dacă tot semnalai lacunele istoriografice în ceea ce îl privește, da, ar trebui să avem o nouă generație de istorici care intră mai viguros în arhive românești și internaționale pentru a vedea ce mai poate fi spus nou și din altă perspectivă despre contextul politic al Revoluției Paneuropene Liberale de la 1948, cu fundătura ei și cu reversul ei reacționar, ca să zic așa, în momentul în care, interpretând la literă niște decizii ale Congresului de la Viena, care a pus capăt aventurii napoleoniene, marile puteri, imperiile, au făcut pe fondul acelei alianțe între tron și altar un fel de înghețare a procesului democratic din Europa secolului XIX și au întârziat niște reforme care până la coada tot s-au produs. Spunea și Adrian Papahagi de relația noastră cu, oarecum accidentată cu Europa. Asta și pentru că foarte multă limbă de lemn s-a folosit în materie de cauză europeană. Clișee triumfaliste. Tot felul de formule standard care se desemantizează, nu mai conțin până la urmă nimic. O mulțime de activiști care păreau să-i înlocuiască pe activiștii comuniști. Au început să ne umple urechile cu această viziune roză, exagerată, neplauzibilă, nu? În care ca și cum Uniunea Europeană nu e un spațiu al dezbaterii și al echilibrului fragil din orice democrație, ci un fel de paradis terestru deja realizat. Evident că avem un recul, mai ales că cei din generația mea au o memorie a totalitarismului și a limbii de lemn. În momentul în care auzi pe cineva că nu vorbește despre Europa cu cunoștință culturală și intelectuală de cauză, nu o evocă cu erudiția și cu vibrația unui Thomas Mann sau cu viziunea, imaginarul istoric al lui Stefan Zweig, ci pur și simplu cloncăne niște lozinci, îți iei distanță. Dar până la urmă trebuie să
cerem de la Ministerul Educației, de la clasa noastră intelectuală, manuale care să ne spună și povestea Uniunii Europene. Pentru că în afară de studenții la relații internaționale, afaceri europene, studii europene, cum au fost numite, marea masă a populației românești la 2024 habar n-are care a fost geneza acestui proiect. Pur și simplu, e o ignoranță în materie uriașă. Auzim de UE tot timpul, dar nu am interiorizat la nivelul educațional o aventură la care războiul rece ne-a condamnat să, de la care războiul rece ne-a condamnat să lipsim. Pentru că noi eram în partea astrălaltă a cortinei de fier și pentru că toată zbaterea asta de la comunitatea originară a oțelului și cărbunelui, care punea la oaltă resursele cu care mai înainte se făcuseră două războaie mondiale, s-a transformat încet, încet, până la implozia URSS 91, în ceea ce vedem astăzi, comunitatea europeană devenind Uniunea Europeană și accelerându-și proiectul, pentru că, practic, cei mai de seamă pași făcuți în integrarea celor 27-28 de state membre s-a făcut între Maastricht și Tratatul de la Lisabona, deci după căderea comunismului. Războiul rece și el a împiedicat, într-un fel sau altul, dezvoltarea proiectului european, care nu s-a definitivat decât sub ochii noștri și cu noi, prin participarea noastră, odată ce întreaga unitate geografică, politică, juridică a continentului s-a desăvârșit prin extindere și bine că am prins acel tren, pentru că alții nu l-au prins. Uitați-vă la Serbia, care era și ea o confederație și care a luat o razna pe căile naționalismului exacerbat după căderea Uniunii Sovietice, rămânând un stat tampon într-o zonă geopolitică incertă. Nu era obligatoriu să fim acolo. Și dat fiindcă am fost valul 5, partea a doua, ca să zic așa, prezenți la această trezire paneuropeană, e un mare noroc istoric. Dar un noroc la care am contribuit cu toții, cel puțin în generația mea, am avut asta ca obiectiv, nu a fost o chestie cețoasă. De ce e necesar să știm mai bine istoria Uniunii Europene? Pentru că e și acolo scrie și viitorul nostru. E într-o glosă, într-o notă de subsol deocamdată. Dar de acolo, cu ce avem în interiorul acestei construcții, aproape kantiene, oricum cea care pentru prima parte, după al doilea război mondial și în a doua parte, după extindere, a asigurat pentru prima dată pacea pe continentul european. Trebuie să ne aducem aminte, să învățăm mai clar la școală și pe și noi înșine pe copiii noștri că această viziune a Europei Unite de după al doilea război mondial punea capăt unei tragice lupte între naționalisme cu pretenții hegemonice. Hitler vroia o Europa păgână animată de o mitologie wagneriană, să zicem așa, precreștină, o ordine rasistă, o ordine eugenică, antisemită și totalitară. Aliatul lui de 2 ani, Stalin, prin pactul Ribbentrop-Molotov, care a împărțit ca la piață Europa de Est, visa o URSS care dărâmă temeliile capitaliste și liberale ale Occidentului. Moderne, cel puțin. Occidentul și-a revenit, deci numai după război, prin solidaritatea Statelor Unite cu aliații europeni și prin creștin-democrația, mult evocată deja aici, care a restabilit pacea, libertățile civile și statul de drept. Tot valorile pe care le clamăm, deși le uităm, sunt cele care ne țin și azi la oaltă, în fața provocărilor lui Federației Ruse conduse de Putin. Dumneavoastră aici sunteți mai apropiați geografic de Europa Centrală decât e Bucureștiul. Dar și Bucureștiul și Șimleul Silvaniei sunt la fel de apropiate de linia frontului din Ucraina. E prea mică România pentru a se lăuda cu indiferența față de unea dintre regiunile ei, față de dogoarea conflictului din țara vecină. Trebuie deci să sprijinim împreună proiectul mai mare UE și NATO de care ne-am legat destinul pentru a trece cu bine acest examen istoric dur. Întrebarea este ca în fața oricărui examen. Suntem pregătiți bine pentru acest examen?
Dacă mâine ne-ar scoate cu forța din UE și NATO o mână geopolitică nevăzută, precum cea imaginată de Adam Smith, eu zic că ne-am plânge zilele și ne-am trezit deconectați de la lumea civilizată. Cu toate astea, pentru că totul pare garantat, suntem ultracritici cu Uniunea Europeană și cu americanii, în vreme ce lăsăm să treacă prin orașele noastre fanfara faliților suveraniști. Există un întreg comerț digital, să nu credeți că exagerez riscurile astea, un întreg comerț digital cu nostalgie comunistă. Spre deosebire de alte țări, inclusiv de Republica Moldova, care se rămâne fără nicio umbrelă de protecție, guverne care au luat deja măsuri contra propagandei pro-ruse, măsuri foarte dure. Statul nostru pare adormit la capitolul ăsta și nu doar, sau în cel mai bun caz inconștient de pericolul acestor discursuri. Și prin, deși ne aflăm în plin război hibrid, cu stilul nostru de a face bășcălie, de a relativiza, de a demonstra că ne lipsește simțul tragicului, nu? Deși am trecut prin tragedii istorice recente, că minimalizăm aceste pericole. Mi se pare că nu e niciun, nu riscăm nimic, de fapt. Și nu realizăm că prin succesul unui război hibrid purtat de Rusia, nu doar la noi, ci de aici până la Washington, felul în care își bagă nasul fermele de troli, agenda subversivă în milioane de site-uri, în tot ce înseamnă mass media și social media în special, să știți că, de fapt, dau rezultate. Pentru că, pe de o parte, cum spuneam adineaori, nu avem prin școala publică o bază de cultură europeană, în sens politic, suficient de robustă. Și, pe de altă parte, avem stilul ăsta de a spune, până când nu e foarte grav, până când cuțitul n-a ajuns la os, cum zice chiar vorba românească, ne mai permitem un spațiu de dans, de amânare sau de frivolitate. Dar e un paradox ăsta, eu l-am numit sindromul sau nevroza unui sindrom de subdezvoltare. Suntem în mod evident, după toți parametrii, după toate criteriile de evaluare, în climaxul istoric al istoriei românești cunoscute. Și cu toate astea, efectul invers, reversul acestui succes istoric colectiv, național, este un anumit pesimism istoric, o anumită dezvrăjire legată de procesele noastre de modernizare. Iată, vom intra în OECD, clubul celor mai dezvoltate democrații la nivel mondial. Sunt 37 de state și 192 de state membre în ONU, dacă n-au devenit de ieri încoace 193. Dar suntem, deci, după UE și NATO, după jumătatea asta de Schengen, cu sau fără eurozonă, și la un pas pe care foștii membri ai lagărului socialist l-au parcurs deja. Dar și la un pas de prima treime a statelor democratice dezvoltate, industriale și post-industriale de pe planeta asta. Adică suntem ultimii dintre primii. Mi se pare că și Iuliu Maniu, dacă n-ar fi fost comunismul și s-ar fi uitat doar în jurul României din anii lui, n-ar fi putut visa la o asemenea promovare geopolitică. Și totuși ea are loc și totuși ea ne mulțumește. Acum, sigur, banii europeni ne ajută foarte mult. Criticii guvernului spun că ne țin pe perfuzii, că avem, de fapt, o economie prea mult calată pe consum și mult îngreunată de absența unei reforme administrativ-teritoriale care să reducă risipa banilor publici. Nemulțumirea multor români în cel mai bun moment istoric al țării este, deci, un paradox mazochist destul de costisitor. Dar îl putem explica. Pe de o parte, trebuie să admitem că comunismul n-a trecut ca un stol de rândunele care se îndreaptă spre hibernarea egipteană peste noi. A lăsat urme. Lupta de clasă a prins. Nu realizăm că
în continuare mulți dintre compatrioții noștri să uită cu o invidie veninoasă la orice om care a acumulat ceva mai mult decât el, ne realizând că cu cât mai mulți bogați, cu atât mai mult media crește și în felul ăsta nu există bogăție, există bogăție frauduloasă, să o pedepsească legea, dar nu există bogăție inechitabilă, pentru că ea se răsfrânge cumva în binele comun. Acum, sigur că au pomenit și înainte vorbitorii mei, cu o formulă pe care de fapt nu o iubesc, de riscul ca războiul din Ucraina să escaladeze, să devină regional sau mondial. Eu zic, și am 20 de ani de diplomație românească, că suntem deja în al treilea război mondial. Deci, el are o altă formă. Pentru că suntem de la Los Alamos încoace Hiroshima și Nagasaki și în era nucleară, în era arsenalelor atomice, al treilea război mondial nu mai poate avea loc decât prin proxy, printr-o ciocnire a narațiunilor geopolitice polare între autocrații și democrații și pe mari regiuni geografice care se recompun. Nu va însemna un război de tranșee și cu milioane de, cu sute de mii de blindate și așa mai departe. Degeaba comparăm ce va fi cu un film documentar despre operațiunea Barbarossa lui Hitler în URSS de plină. Dar e un război cultural, ideologic, politic, de valori, comercial, economic, tehnologic. Nu? Suntem în plină bătălie pentru ce, care dintre marile puteri vor prelua, se vor situa în avangarda dezvoltării inteligenței artificiale. Deci asta e agenda și nu avem noi cum să o modificăm din colțul nostru, fie că vorbim de aici, de la București sau dintr-o comunitate românească în diaspora. Noi trebuie să realizăm că destinul nostru comun este de partea cea mai puțin rea a istoriei, ca să-l parafrazăm pe Churchill, pentru că democrațiile sunt imperfecte, dar respirabile. Au o marjă de manevră. Îi lasă omului libertăți fundamentale cu care poate să-și pună în valoare potențialul al său, al familiei sale, al națiunii sale, al comunităților mai largi din care face parte. Deci, dacă ne dezicem de trecutul nostru de stat național recent, fragil, timorat și oportunist și nu ne mai trădăm alianțele, pentru că pentru prima dată suntem într-o alianță cu adevărat solidă, politico-militar vorbind, tocmai ce s-a întărit și prin aderarea Finlandei și a Suediei la NATO, dacă avem această predictibilitate minimă într-o lume din ce în ce mai anarhică, centrifugală, cel puțin să asimilăm valorile care ne-au condus acolo. Pentru că chiar și într-o formă superficială, poate interesată, poate de către unii doar mimată, am devenit partea UE și NATO pentru că am preluat valorile care au întemeiat aceste organizații politice și politico-militare în vremuri în care acele valori erau amenințate de expansiunea comunismului. Și cred eu că suntem destul de maturi ca societate ca să facem chestia asta, să marginalizăm cu un surâs toată această scălămbăială neolegionară și neoceaușistă care ni se vinde drept soluție de salvare, deși știm foarte bine că toate aceste miracole economice, quintuplarea PIB-ului, de exemplu, față de 1990, nu s-ar fi petrecut decât pentru că, în sfârșit, liberi, ne-am cunoscut confrații europeni, ne-am bucurat de mobilitate academică, am avut într-un târziu, dar să sperăm pe lungă durată, libertatea de a lucra în alte state, de a transfera experiență, tehnologii, investiții. E o lume nu perfectă, dar în orice caz mai bună decât cea pe care o pregătesc Rusia și lui Putin și China lui Xi Jinping sau Corea de Nord, singura utopie
comunistă a autarhiei perfecte, deși și ea stă pe perfuzii economice chinezești. Deci, nu sunt mai puțin optimist decât prietenii mei. Aș vrea să împărțim realismul geopolitic cu conștientizarea mai bună, cu mai multă acuratețe a faptului că ne aflăm la capătul unui urcuș pe care o generație întreagă l-a dus și care nu trebuie să se transforme într-un dedeluș tragic. Nu o luăm din nou la vale, am luat-o destul. Cred că spațiul mioritic merită o întrerupere. Dacă tot timpul vom ondula așa, nu vom putea să construim și să proiectăm în lume o identitate românească convingătoare. Sigur că, vorbind al treilea, cu atât mai puțin am dreptul să mă întind, pentru că lumea e puțin cu atenția slăbită, dar sper să vă retrezim atenția pentru un dialog cât se poate de informal și de sincer, în care tot ce știm plus trei va fi pus aici la bătaie, pentru a lămuri eventuale chestiuni punctuale legate de contextul istoric în care ne aflăm, de riscurile imediate de țară și de ce soluții avem la îndemână. Vă mulțumesc! Riscăm ca optimismul nostru să golească sala. E esențial totuși să nu rămânem pe o notă sumbră. Așa, și deci, și mai ales aș vrea să fie o notă polemică, așa că vă rog frumos să ne contraziceți masiv, da. Și după aceea vom contrazice și noi, nu vă faceți nicio grijă, că suntem specialiști în asta. Vă mulțumim. Urmează partea a doua a întâlnirii noastre pentru cei care doresc să adreseze invitațiilor felicitări și în același timp diferite provocări. Da, și să formuleze proteste. Vehemente. Da, nu strălge. Dar am o rugăminte. Se poate să aprindeți lumina în sală? Că noi, acum s-a făcut seară și aproape nu vedem acolo. Ar fi minunat să ne vedem. Așa. Minunat. Uite, acolo e un domn. Și mă bucur că domnul Voinescu a ridicat problema cu Avram Iancu. Și a mai fost ridicată de către cineva. Sigur, este un an 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu, care a fost un naționalist contemporan cu Nicolae Băcescu, cu Laios Coșut. Ideile au fost similare. Aș vrea să ridic o problemă. În Șibleu, în Silvanie, există o piață Avram Iancu, dar nu avem o statuie la Avram Iancu. Sigur că... Pe aia de la Cluj. Dacă aveți un camion destul de mare, veniți și vorbesc cu Boc să vă facă cadou. Poate socul. Nu luați pe aia de la Cluj. Poate ferește, faceți o statuie cum trebuie. Bineînțeles, există... Eu am ridicat problema în două situații, așa, și chiar și la domnul primar, dânsul am îmbrățișat această idee. Avem chiar aici, în apropiere, o statuie a lui Mihai Eminescu, care tot un naționalist a fost. Și al lui Maniu, da, și Maniu. Statuia lui Maniu există deja într-o piață destul de frumoasă, în orașul Șibleu, Silvania. De aceea consider că, fiind așa multă lume din diferite medii, este bine să îmbrățișăm această idee și să punem umăr la umăr. Mai există până la sfârșitul anului aproximativ 9 luni și o putem realiza. De acord. Mai am ridicat o problemă, da. Că trebuie să avem în vedere și eroii contemporani, dacă se poate spune așa ceva. Mâine, cei care ne aducem aminte, să împlinesc 9 ani de când a decedat profesorul dr. Ioan Pușcaș, care a avut o evoluție foarte spectaculoasă în Șibleul Silvaniei, așa a lăsat și un spital cu numele lui. A fost omul care, eu am fost în multe situații în preajma dumnealui, a avut primul endoscop din țară, dat de către japonezi. Și cred că și la ora actuală familia îl păstrează. Așa că, la un moment dat, a venit cineva și a zis că vrea să-l ia. Ce nu, zice, îl păstrez.
domnul Mugur Teeru știe că a fost cu el. De asemenea, am ființat o universitate de medicină la Oradea. E și creatorul unui medicament, cum se cheamă? Da, Ulco Silvaniu. Ulco Silvaniu, da. Care, datorită industriei farmaceutice, ca să-l pun în ghilimele, l-o cam tradus așa și nu se mai... Dar și Bleu Silvaniu la farmacia din oraș mai are prafurile Pușcaș, care se mai folosesc și la ora actuală. De asemenea, școlile din Șimleu au dat niște oameni valoroși, nu dau nume, că știți și dumneavoastră, așa, aveam liceu agricol care au dat niște valori extraordinare, a fost o școală extraordinară, o bază materială foarte bună. Așa, la un moment dat, Universitatea din Cluj e prezentă aici de agronomie, prin prezența lui postul prorector, domnul Rusu, pe care l-am cunoscut personal, a vrut să colaboreze, chiar să preia parte din baza materială a Șimleului, care, din păcate, la ora actuală nu mai există. Vorbesc de cea a liceului agricol. Așa, pentru că nici Clujul nu mai are, că și Clujul o transformat în altceva. De-aia trebuie să ne referim în foarte multe situații și la eroii contemporani, care, bineînțeles, vrând nevrând, sunt nevoiți să ducă destinele mai departe, așa cum sunt. Cam asta am vrut să ridic. Mulțumim, aveți dreptate, ne-ar fi luat și așa sentimentul nostru că a fost un pic lung. Dacă luăm acum toți eroi, și de asta aveți cam mulți eroi. Dacă luăm toți eroi din sălași, ne prindea săptămâna aici. Nu-i minimalizez pe cei care au fost, într-adevăr aveți și dreptate. Și noi așa ce, în fine, ce ne-a ieșit în cale. Cu statuia cu Avramiancu, da, sunt absolut de acord. Și uite, mă bucur că e și domnul primar, e și domnul președinte al Consiliului Județean aici. Unul din lucrurile cele mai caragheste este că s-a dat o lege în Parlament în care se decretează anul Avramiancu. Mie, în general, lucrurile astea în Parlament, și eu am votat câteva, știi, când Parlamentul deodată dă lege, e ziua pompierului, e ziua agricultorului, e ziua nu știu ce, e anul Avramiancu. Românii știu bine că e anul Avramiancu, nu trebuie să vină Parlamentul. Dar în legea e ceva interesant. Și anume, creează un anume tip de bază legală pentru cheltuieli în sensul ăsta cu Avramiancu. Așa că, domnule primar, sunt convins că o să-l faceți o statuie Avramiancu, să-mi spuneți de timp că vreau să vin la inaugurare, să vă văd. Să vă văd pe dumneavoastră și pe domnul președinte cum tăiați panghii ca statuia Avramiancu în Șimleu. Să ne ajute Dumnezeu. No, hai! Vă mulțumesc! De ce nu faceți dacă tot vedeți, toată lumea să facă primarul și gata, un om ăla face totul. Dar de ce nu vă apucați să faceți o subscripție publică? Dați un leuț pentru Avrămuț, strângeți 100 de lei de la fiecare și turnați bronzul, cum s-a făcut Ateneul, adică să fie și comunitatea vie, să simtă fiecare că a băgat un ban în monumentul ăla, că e și al lui. Nu știu, eu, aici e o schimbare de meniu, nu? E prima subscripție. Da, tu, el lasă deja 100 înainte să plece și putem începe seara asta. Adică asta vreau să zic. Trebuie să vrei tot timpul să ne deie, să ne facă. Cine? Tot timpul trebuie primar. Păi hai să facem noi! Nu, dar primarul să taie panghii. No, bun, aia sigur face. Dar asta vreau să zic. Și asta e o schimbare de mentalitate. Și asta e și la nivel de țară. A, ne face UE, ne face la București. Dar noi ce ne facem sigur? Nu? Ce facem noi? Și uite că ce facem în România asta s-a ridicat totuși. S-a ridicat, da? Și aia lui că a făcut-o cea de la București, a zis, Băsescu, faceți autostrăzi. Că n-a zis. Până la urmă, oamenii și-au făcut firmele au atras capitalul ăla a creat alte chestii și a apărut nevoia. Și nevoia a început să se manifeste. Nu? Mulțumesc. Cred că voia să zică să mergem la cină. Nu. După întâlnirea. Mulțumim. Cine mai dorește să adreseze întrebări? Aici. Leucea Crăciun mă numesc. Aș vrea să explicați pe larg, dacă se poate, sau pe scurt. Pe scurt. Iată, sentimentul sării, pe scurt.
am vrut doar să mă încerc să văd ce reacționează. Despre rolul identităților în epoca de aur a mondializării, a globalizării și în această dinamică a polarităților, rolul identităților naționale în ceea ce se cheamă sau vis-a-vis de ceea ce se vrea, cred, în clipa actuală de identitate de mare putere. Vă mulțumesc. Da. Sper că am înțeles. Dacă nu, litera, spiritul întrebării. Acum, să nu credeți că o reacție națională la globalizarea asta neoliberală, care a transformat nu doar țările și resursele geologice în mărfuri, transformat în marfă prin biotehnologii și corpul uman, începe să transforme într-o marfă toată planeta. N-ar ține pentru nimic în lume cont de orice factor care ar putea să diminueze maximizarea profitului. Deci, nu doar la noi e o reacție de glocalizare, cum se spune, deci de revenirea localului ca spirit identitar ca, și ca frână la acest proces care, sigur, crește anual, cum ne informează revista Forbes, numărul miliardarilor, multimiliardarilor care posedă ei și familia lor, de multe ori mai mult decât PIB-ul multor state, ONU. Deci trebuie pus o stabilă acestei chestii. Trebuie regândit, trebuie reumanizat capitalismul. Pe de altă parte, nu poți să... Deja s-a produs un efect de uniformizare, în sensul unor moravuri și practici culturale, unor simboluri iconice. Toată planeta mănâncă același hamburger. Bineînțeles că McDonald's, ca să iau acest exemplu, adaptează, nu? În zonele unde e prețuit usturoiul, pune în chifteluță și chestia asta, sau adaugă nu știu ce ingredient care să răspundă unei tradiții gastronomice locale. Dar, dincolo de asta, e geniul unor companii, în general americane, care au reușit să devină jaloane ale acestei globalizări. Dar noi trebuie cu toți în cadrul, atâta vreme cât mai avem libertate în democrații funcționale, avem și datoria să punem această problemă pe tapet. Nu e un tabu. Nu înseamnă că dacă pui critic în discuție excesele capitalismului neoliberal și dacă revii la un liberalism mai clasic, care era și un liberalism mai legat de națiuni, nu? Înseamnă că ești antioccidental sau că ești extremist și așa mai departe. Noi trebuie să vedem partea bună a acestei integrări legate și de Organizația Mondială a Comerțului, de faptul că comerțul liber generează prosperitate. În același timp însă trebuie să vedem că asta nu a fost de ajuns pentru a suprima pe veci războiul, care este prin excelență între state-națiune, și tocmai de asta trebuie să distingem între naționalismul bun, legitim și moderat și naționalismul exacerbat care vrea să arunce totul în aer. Am, dacă îmi permiteți și mie 10 secunde, am două lucruri de spus. Da, identitate, evident. Hai să ne gândim concret ce înseamnă, ce poate însemna într-o lume ca asta, într-un spațiu ca Uniunea Europeană, nu? Deja fără granițe, nu știu. Ce înseamnă identitate? În primul rând, identitate înseamnă limbă. Modul în care vorbim limba română. Modul în care ne respectăm limba. Modul în care o cultivăm zi de zi. Nu așa că ne întâlnim de ziua limbii române, că e și o zi a limbii române, da? Și zicem pe aia cu limba noastră e o comoară. Nu, nu. Cum o respectăm? Veneam astăzi de dimineață cu avionul de la București la Cluj. Era avionul plin de tineri care evident lucrează în corporații și aveau o întâlnire de afaceri în Cluj, se întorceau la București, nu? Asta e lumea. Și în spatele meu, în autobuzul care ne ducea la avion, erau doi care discutau afaceri.
și vorbeau despre nu știu ce oferte, nu știu ce afacere aveau și la un moment dat unul s-a exprimat așa. A zis, oferta lor, vorbea de altcineva, e mega wow. Dom'le, mi-a venit să intru sub scaunul din față. Ce limbă română e asta? Oferta lor e mega wow. Suntem într-o lume, într-adevăr, în care comunicăm pe noi pe însemne. Ați văzut, ne întoarcem în epoca primitivă. Nu mai scrii cuvinte când dai. Dai de-alea, zâmbete, chestii, gesturi. Ați văzut pe aia așa, nu știu ce, toate chestiile astea. Asta înseamnă identitate. Și asta nu e mai o problemă de stat, domnul meu. Nu mai e o problemă de autorități, nu mai e o problemă politică. E o problemă a noastră a fiecăruia. Dacă noi ne cultivăm și ne respectăm limba, suntem în momentul ăsta de partea bună, curată și adevărată a naționalismului. Și asta de pildă trebuie să facem. Și încă un lucru legat de mari puteri și mici puteri. Da, lumea așa e făcută, cu mari puteri și mici puteri. O mare putere se va comporta întotdeauna ca o mare putere. Mie mi-a spus cineva treaba asta prin anii 90 și am spus ce tautologic, ce prostie e, adică cum adică ceva e același lucru cu ceva. Nu, nu, nu. A trebuit să treacă ani și să înțeleg. Sunt state, sunt țări care sunt în situația de a fi mari puteri și sunt forțate de statutul lor să facă lucruri. Și lucrurile alea adesea sunt neplăcute. Mai ales nouă storanici. E un dat. Dar cum putem fi naționaliști? Repet, în primul rând, vorbindu-ne limba cu respect și curat și înțelegând că, dom'le, chiar avem o limbă mega wow. Auziți, dar iarăși, eu am oroare când e cineva să fac. Eu am trăit în Franța 8 ani de zile. Ei adăduseră o lege care se numea legea Toubon, care orice apare în limbă străină, în special engleză, însemna limbă străină, să fie tradus automat, obligatoriu. Și toate reclame erau traduse în franceză. După aia, francezii inventau cuvinte pentru toate chestii. Deci, în loc să zică software, ziceau logiciel. În loc să zică mouse, ziceau souris. Că și noi putem zice șoarece, nu e o problemă. În loc să zică, știu eu, computer, ziceau ordinator. Și noi putem zice computator sau calculator. În fine, la un moment dat devenea grotescă toată treaba asta. Mie nu-mi plac chestia asta în care puterea decide, Doamne, apărăm limba română dacă trebuie să o apeni. Sunt două instincte pe care le are orice om. Unul este mimetic, să fii ca ceilalți, ca să fii în rândul lumii, să fii acceptat, da? Și celălalt este de individualizare, să totuși să ieși în evidență cumva, să fii tu însuți. Orice om are asta, e un mecanism psihologic de bază, la tine, îi vezi la școală. Noi nu vrem uniforme, și după aceea toți vin îmbrăcați la fel, cu aceiași jeans rupți în aceiași locuri, cu aceiași Adidas alb, cu aceiași glezne, toți se îmbracă de fapt în uniformă. Fiindcă e pe de o parte mimetism, pe de altă parte individualism. Uitați-vă, eu am deschis aici Google Maps, o invenție de aici, din județul nostru, și mă uit la, pe care nu-l folosim, sigur, din globalism, și mă uit cum se numesc aici câteva locuri unde puteți să mâncați în seara asta. Pizzeria Da Mario. Nu îi zice Plăcintăria Măriuca, îi zice pizzeria foarte frumos. Ne plac pizzele, eu am fost la Roma săptămâna trecută. Karma se numește altfel, nu? Carmen, Karma. Oamenii azi au vibes. Wow, așa îmi place vibes. Avea numai e un vibe, aveau niște vibe-uri. Karma, cum se numește? Atlante. E foarte frumos. Dar de ce? Pe oamenii nu e obligat nimeni. E un mimetism aspirațional, adică ai vrea și tu să fii ca în orice... Asta remarcam cu domnul Baconski venind încoace cu mașina. Tot felul de case de nunți, dar toate sunt royal, nu știu ce. Toate sunt engleze și regale, adică lumea ce visează? Dom'le, să fim și noi ca engleze, adică cei mai bogați, cei mai avansați, ca americani, și să fie royal, dom'le, să fim toți regi, ca Charles. Și aia, Doamne ferește, nu vrei să fim ca Charles în momentul de față. Dar înțelegeți? Ăsta e un instinct normal. Unde-i metropola, pe aia vrei să o imiți, da? Într-o vreme metropola era Berlinul, toată lumea erau chestii nemțești, altă dată era Parisul, râdea Caragiale, nu, de toate, șofiorul meu. Și ce ridicol ar fi fost unul în 1900, zic că mă așteaptă șofiorul. Dar astăzi toată lumea ce e șofer și zici că e cu un românesc inventat de Eminescu în scrisoarea a doua. Nu, înțelegeți ce vreau să zic. E și un firesc ca lucrul. Dar e și un exces.
Excesul e când sar peste cal și când ai impresia că tot ce e la tine e rău și tot ce e la alții e bine. Vrem o țară ca afară, tot ce e afară e bine. Eu am trăit afară, știam că afară înseamnă la budă, în limbajul țărănesc. De-aia mi se pare ridicol și mă duc afară, așa e fundul curții. Acum vrem o țară ca afară și mă distrez tot timpul. Dar nu? Așa se zicea la țară, eu mă duc afară și era un mod de a zice că mergi la Buda. Am vrut o țară ca afară și eu mă gândesc la mine. Și zic, nu vrem aia, dar vrem o țară ca afară. Nu! Eu nu vreau o țară în care să am, știu eu, atentate, să mă arunce tot felul de islamiști în aer, sau agresivitatea și violența care era la Paris. E mult mai liniște la Cluj, vă spun sincer. Străzile sunt mai bune la Cluj decât la Roma. Chiar m-am gândit, măi, la Roma totuși ce bun simțeau, că n-au pus ralontisoare de alea roșii, așa urâte. Ei au lăsat pietrele din pavaj și le-a te oprit singure să încetinești și se încadrează perfect în peisajul ăla august cu ruine și nu știu ce. Dar, dincolo de glumă, avem lucruri care sunt mai bune decât afară, da? Să vă spun un lucru. Eu în Franța, dacă aș fi la orice chestie publică, n-aș fi auzit vorbindu-se de Dumnezeu, de pildă, cum a vorbit domnul Iancu Sărjan sau alții. Adică autoritatea publică e aproape anticreștină, pe față. Se înțelege de la sine că dacă ești primar, erau și filmele cu Fernandel, țineți minte, în care se certa tot timpul primarul cu preotul. Între timp, preotul a fost total evacuat din ecuație și numai primarul. La noi, ăștia care vor o țară care vreau, vai, de ce iar începe anul școlar și vin popii să... Eu mă bucur, sincer, că încă națiunea română ține aproape de credință și respectă credința. E un lucru bun. E un lucru bun, fiind în clipa care nu mai crezi în nimic și ajungi că ai crezi și o să ajungem să ne conducă alții, să ne cerem scuze că existăm pe spațiul ăla, că așa au ajuns, să ne îngrijești, sorry, toată ziua, vai, ne pare rău de trecutul colonial. Băi, ce vă pare rău, că ați dus civilizația în toată lumea? Fiți mândri de așa, nu mai e nimeni mândru. Deci, nu totul e bine ca afară. Așa că și cum conștientizăm binele pe care îl avem. Și noi avem binele nostru. România e o țară bună în momentul de față. Știți cum văd eu România? Cum era Spania și Italia în anii 90? Ai deja prosperitate și n-ai toate problemele de la Londra și Paris. Acolo suntem. Dacă suntem atenți, cred că o să fim o țară mai bună decât multe de afară. Și Sever vrea să mai zică așa. Da, un singur lucru. Eu nu sunt de acord cu el. Eu cred că o lege... Eu cred că trebuie să existe o regulă în ceea ce privește limba și o regulă emanată de la stat. Statul trebuie el însuși să-și reglementeze modul în care comunică cu cetățenii. Statul nu trebuie, evident, să dispună cetățeanului, trebuie să vorbește așa, 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 așa. Asta e problema noastră în familii și în școli. Dar statul trebuie să decidă cum se adresează. Eu nu vreau să văd de pildă într-o lege și văd adesea sau într-un act guvernamental cuvinte aduse barbar din engleză sau din această bruxeleză calchiate într-un mod complet absurd în contextul limbii române. În mod normal, primul care trebuie să respecte limba română și trebuie să-și impună asta ca regulă, prin proprie hotărâre. Trebuie să fie, primul trebuie să fie guvernul și legiuitorul. Și restul, în fine, noi repet, avem probleme. Da, aș vrea ca toți să învețe limba română în Parlament. Da. Mulțumim! Fie ca aceste valori, limba română, credința, să facă parte din identitatea noastră românească pe care să o ducem în Europa. Alte... Aici un microfon, doamne, vă rog. Mulțumim, domnilor, a fost o plăcere să vă avem în seara asta printre noi. Mărturisesc că ne-ați resuscitat un pic mintea, ceea ce este extraordinar. Nu s-a întâmplat de mult treaba asta, să avem asemenea personalități aici la noi acasă, în Selar. Mărturisesc de asemenea că v-aș pune foarte multe întrebări, v-aș adresa foarte multe întrebări de ceasurile sunt înaintate. Așa că aș vrea să spuneți care sunt valorile noastre ale românilor, specifice valori, cu care îmbogățim Europa. Pentru că sunt, cu siguranță, din punctul meu de vedere, evident, și v-aș mai întreba ce credeți, domniile voastre, că peste 50 de ani vor spune diplomații, filologii, profesorii despre modelele pe care le-au dat generațiile actuale. Mulțumesc! Foarte pe scurt, stimată doamnă,
virtuțile morale, politice, civice, intelectuale sunt universale, adică sunt partea luminoasă a lui Homo sapiens. Dacă vorbim despre prudență, despre moderație, nu? Despre curaj, despre noblețea sufletească, astea nu capătă decât întruchipări cu mici modulații locale, dar că ele sunt, aparțin umanității. Nu? Nu putem să inventăm o umanitate românească separată de cerul acestor valori care i-au inspirat și pe oamenii politici de-a lungul timpului. Să nu credem că politica a fost chiar întotdeauna doar o ploacă darwinistă în care lupta pentru supraviețuire a celui mai adaptat e total cinică, amorală, lipsită de orice valoare. Că altfel de mult am fi recurs la un fel de sinucidere colectivă. Pe de altă parte, cum o să ne vadă ce model o să găsească în generația noastră, se vor găsi, tocmai lăudam între ghilimele talentul nostru de a descoperi postum valorile cu care am fost contemporani, înclinația noastră de a demoniza, demola, denigra, calomnia personalitățile care în fond duc mai departe istoria națională. Și idealizarea trecutului va contribui la reperarea acestor valori pe care azi nu le vedem. Nu le vedem acum, dar le vor vedea cei care le vor supraviețui, iar cei de peste 50 de ani, ca și noi astăzi, vor avea și ei tendința generală omenească de a idealiza trecutul mai vechi sau mai recent. Deci, oricum, nu ne putem lipsi de acest panteon național, nu ne putem lipsi de nu atât de statui, cum spuneam, cât de acei oameni care printre noi au reușit să iasă din mulțime și să ne arate drumul. Mulțumesc! Sunt dacă cu asta vreau să spun, dacă cu eu nu sunt de acord, cu Doru sunt de acord. Din moment ce sunt la mijloc, mă pot și pot să am tipul ăsta de gimnastică. Vreau doar să adaug un lucru. Sigur că avem contribuțiile noastre, vreau să spun noi ca comunitate, noi românii avem contribuțiile noastre, existăm ca atare în Europa, iar Europa este realmente de neconceput fără noi. Noi încă nu ne dăm seama de lucrul ăsta. Vreau doar foarte pe scurt să vă spun 30 de secunde o anecdotă din experiența mea diplomatică. Eram consul general României la Chicago și m-am împrietenit foarte bine cu consul general Germaniei. Asta se întâmpla în anul 2000. În anul 2000 noi aveam o relație catastrofală cu Germania. Erau vremurile alea în care aia suiau anumiți concetățeni de o anumită nuanță de-ai noștri în avioane și îi trimiteau continuu înapoi în România și noi nu mai știam ce să facem. În fine, și ne disprețuiau, ne considerau, realmente ne disprețuiau. Da? Și mă întâlnesc cu acest consul general al Germaniei, care era sigur un tip mai special, și mă întâlnesc cu el și zic, Dumnezeule, avem toată povestea asta, avem tot dosarul ăsta de relație, trebuie să văd cum vorbim, cum... Și omul îmi spune așa, zice, vreau să spun ceva, zice, guvernul ăsta al meu e compus din niște tâmpiți. Zice, ăștia habar n-au ce înseamnă România pentru Europa, el era neamț. Eu am rămas așa, zice, ideea că nu vor să primească România în Uniunea Europeană, repet, era anul 2000, da? E ca și cum nu vor să primească Europa în Germania. Și începe omul. Apropo de valori, cel mai mare poet modern european este Paul Celan. Cel mai mare artist modern european este Brâncuș. Cel mai mare dirijor de orchestră modern este Celibidache. Cel mai mare dramaturg modern este el, neamțul. Și zice, cu o cultură de tipul ăsta, cu o națiune care are tipul ăsta de cultură, care dă tipul ăsta de să te comporți cum ne comportăm noi, zice, crede-mă, mi-e rușine.
Eram și era prima oară când mă întâlneam cu un diplomat occidental care se exprima așa. Eu până atunci fusesem obișnuit cu un alt exercițiu în care eram privit de sus, în care eram luat așa. Noi trebuia să învățăm, noi să mai stăm puțin. Și ăsta îmi spune asta. Ce vreau să vă spun cu asta și cu asta închei, este că fiecare generație aduce valori. Da, poate că generația noastră, eu cred, eu sunt foarte critic cu generația mea. Noi n-am produs ceva de anvergura celor pe care i-am enumerat. Dar ceva om avea noi și nădejdea mea stă în ăștia de peste 50 de ani care ei o să descopere ce am făcut și noi bun cât am putut face. Eu am să vă spun ceva. Eu debordez de optimism. Fiindcă mă uit, închideți un pic ochii și imaginați în România cu 200 de ani. 200, da? 200 de ani. Ce? Vorbește acolo că eu fac regie de punise. Că chiar zice că nu-i de acord cu nimic ce zic și încă nici n-am bucat să zic. Acum 200 de ani n-avem universități, n-aveam elite artistice majore, n-aveam o literatură națională, n-aveam mai nimica. Eram acolo, sub alții. Și avem tot ceea ce spune Sever astăzi. Nu există loc în Europa unde să nu găsești români. Am fost într-o vară, într-o iarnă, de fapt, la Oxford, să mă întâlnesc cu cineva, să niște manuscrise într-un colegiu și la poartă portarul zice: a, zice, domn Papahagi, zic, nu se poate. Zice, știți că v-am dus cu mașina nu știu când și avea asta și ne cunoaștem de la... Zic, incredibil. Trec pe acolo, mă salută trei. Bună ziua, bună ziua. În română, trei tineri foarte drăguți. Unul fusese coleg de școală cu fiul meu, altul era tot de la liceul lui Racoviță din Cluj, a treia era o fată care făceau chimie și fizică acolo. Intru, mă duc la masă cu ăștia de acolo, la masă alt român care iarăși era profesor de matematică acolo. Asta numai la într-o zi, într-o dimineață, eu trecând acolo câteva ore să văd două manuscrise. Atâta. Înțelegeți? Nu e loc în Europa unde să nu fie români. Nu toți sunt știuți. România dă azi mai mulți informaticieni decât dă orice țară din Europa. Avem mai mulți la... Deci, suntem în înflorire intelectuală. Acum, care sunt calitățile noastre? Așa era întrebarea. Calitățile noastre înseamnă că suntem simpatici, suntem deștepți, suntem frumoși, de departe cele mai frumoase femei, mergi la Roma, n-ai la ce să te uiți, mergi în Germania, n-ai la ce să te uiți, mergi în Anglia, n-ai la ce să te uiți, te plimbi prin Cluj, înnebunești. Deci, asta este un adevăr absolut incontestabil. Suntem mai deștepți decât pare. Nu suntem tot timpul foarte tenaci, foarte serioși, foarte consecvenți. N-avem simțul ăsta al tragicului. De același timp nu suntem nici niște loaze. Unde merg românii lucrează foarte bine și așa mai departe. E de gândit și că cele mai mari genii ale secolului 20 din România, tu le-ai menționat, Celibidache, Brâncuș, Ionescu, Țelan. Bun, Țelan era de altă etnie decât noi zicem, decât etnia dominantă, dar în fine... toți, până la urmă, au devenit mari în altă limbă și în altă țară, nu aici. Poate aici, deci, infirmitatea noastră instituțională, nevrednicia, taică meu era tot filolog ca și mine, se enerva de un lucru, zice, măi, nu pot ăștia, ai o serie, da, 7 volume, opera lui oricine, Coșbuc, scrie volumul 1 cu cifre arabe, 2 cu cifre romane, 3 îl mută jos, 4 apare, schimbă coperta și nu poți să ții continuitatea instituțională. Asta ne lipsește încă. Nu știm să construim îndurată. Măi, ai început o colecție, durează 15 ani, scoate-le toate la fel, la aceeași înălțime, aceeași, dacă ai făcut o instituție, țină, nu? Cum vine altul, cum schimbă? Eu când aud de reforma învățământului, îmi vine să-l trag cu pușca. Lăsați în naibii acolo cum e, numai doi reformați din an în an, de numai știe nimeni ce face. Lăsați-o așa. Și ăsta e un conservatorism bun. Ține oamenii mari, continuă, ai unul, zice, nu mai te-o schimba numele, odată-i Brâncuș, odată-i Maniu, odată-i Minescu, lasă-l unul dintre ei, dar lasă-l așa 150 de ani, 200, ca la Oxford, lasă-le să fie acolo de 800 de ani. Asta ne lipsește. Noi n-am avut durata lungă. Acum începem să avem, poate, și perspectiva unei durate lungi, să construim pe durata lungă. Și noi atunci am fost, hai pe mâine, de azi pe mâine, facem ce putem, ne descurcăm. Asta ne-a lipsit. Temericie instituțională, ideea asta a duratei lungi, care ține de aristocrație.
Îi spunea domnului Baconski, mașină în Anglia, nu-ți cumperi casa, că ți-a vinde familia care are jumate din Londra, acolo în Crosbener sau nu știu care. O închiriezi pe 999 de ani, ca și mai cumpăra. Dar ăia se gândesc că, păi, peste 1000 de ani o să revină la noi în familia noastră, înțelegeți? Asta înseamnă când familia aia e acolo din 1066 și apare în Doomsday Book și ei știu că ei sunt acolo de 1000 și cea de ani și peste 1000 de ani familia noastră o să aibă jumătate din Londra. De ce să ne vindem casele? Lasă fie asta, viziuni de astea pe 1000 de ani, pe 100, pe 150, pe 50. Asta trebuie noi acum să începem. Să construim România pentru 200-300 de ani, nu să ai impresia că tot timpul la fiecare generație o luăm de la capăt. Cred că aici am zis ce are important și asta e de fapt unde se va face saltul. Nu că n-avem în bătaie capacitatea de produce genii, oameni deștepți, tineri, tot mai educați, produce. O să producem biologic, natural. Dar să încercăm să construim aici, nu în Franța și în Germania, ci pe durată. Astea două lucruri sunt importante. Sunt de acord cu Adriana Vasco. Și aș vrea să mai adau o calitate. Cântăm bine. Da? Cântăm bine. Mulțumim și sperăm că și Lăl va încânta la strivirea. A, mulțumim. Dar înțeleg că s-a terminat. Dar ne pare rău că tocmai începuse să ne placă. A, nu. Vă rog, domnul președinte. Să știți că niciodată nu mi-a plăcut să mă aud cântând, dar parcă începe să-mi placă să mă aud vorbind. La începutul mandatului, cu asta cred că am câștigat încrederea oamenilor, promițându-le că am să fac administrație și nu politică. Așa am și făcut, dar în timp am învățat că lumea e condusă de politicieni. Mergând la Consiliul Județean, am văzut că există o masă cu 31 de scaune. 30 de consilieri și un președinte de Consiliul Județean ales unii nominat. În momentul în care acel scaun este ocupat de mine, spun că este cel mai important scaun pentru că am fost votat de cei mai mulți oameni din județul Sălaș. Trebuie să conștientizăm că dacă eu n-aș mai fi președinte de Consiliul Județean, acel scaun nu ar rămâne neocupat. Ar ocupa altcineva care probabil ar avea alte valori, alte principii și alte dorințe de a fi văzut de către oameni într-un fel sau altul. Ce vreau să vă spun? Eu sunt un optimist convins. De ce? Pentru că am fost condamnat când m-am născut să fiu optimist, pentru că sunt al patrulea fecior la mama și la tată. Cu 14 ani mai mic decât primul, cu 9 decât al doilea, cu 7 decât al treilea. Ca să poți să răzbați într-o familie cu 4 băieți, trebuie să înveți să te lupți pentru ceea ce vrei să devii în viață. Până la urmă, consider că și divinitatea are multe de spus în ceea ce înseamnă parcursul unui om, dar contează foarte mult și ceea ce ne dorim noi să fim. Eu am optimism în ceea ce privește viitorul județului Sălaș, al orașului Șimleu. Și nu suntem în campanie electorală, abia în mai vom intra. De ce spun aceste lucruri? Că mă bazez pe cifre, pe proiecte, pe tot ceea ce înseamnă o strategie pe care o punem în aplicare în județul Sălaj. Și aici la Șimleu, Silvania. De aceea sunt optimist. Sunt mai puțin optimist în ceea ce înseamnă rezolvarea problemelor și împlinirea viselor noastre la nivel național. O să revin puțin mai târziu. V-am spus că îmi place, deja începe să-mi placă să mă aud vorbind. Curaj. Eu sunt un țăran autentic. De ce spun asta? Pentru că părinții mei au fost sărani. Și pentru că Blaga, ardeleanul nostru, că mie îmi place cum vorbește domnul Papahagi, mă regăsesc. Doar dumnealui e din Cluj și eu sunt din Bălan. La o aruncătură de băți până la Cluj. Îmi place să-mi aduc aminte de Blaga care spunea că veșnicia s-a născut la sat. Eu cred că asta scăpăm puțin din vedere. Pământul care dă roadele pe care le poate da. Noi suntem în județul care i-a dat lumii pe niște oameni cu virtuți, cu principii.
Mi-aduc aminte de seniorul Coposu, care spunea că cea mai neagră perioadă din istoria noastră este perioada comunistă. De ce? Nu pentru că nu s-ar fi făcut nimic, ci pentru că în acea perioadă ne-am dezrădăcinat. Tocmai l-ați amintit dumneavoastră pe Iuliu Maniu. Păi gândiți-vă ce a fi fost România fără comunism. Cu acele elite care au reușit să împlinească visul de veacuri al poporului român. Să devină o națiune mare, respectată, unde progresul a fost evident în acea perioadă tulbure pentru întreaga umanitate. Deci criza globală nu a fost unică acum câțiva ani de zile sau astăzi. Noi ne aducem aminte de acea criză din anii 30 și ceva, nu? Din America și din întreaga lume. Criză care, de fapt, a dat naștere celui mai mare război mondial, al doilea război mondial, până la cel pe care îl trăim astăzi. Și atunci, oare ce ar fi fost România cu astfel de oameni care și-au împlinit visul datorită culturii occidentale, dar, de fapt, neuitându-și originile românești. Dar, ca să revin, cred că asta ne lipsește nouă puțin, tenacitatea și răbdarea. Optimismul care ar trebui să ne caracterizeze, pentru că, așa cum spuneau interlocutorii noștri, trăim cele mai bune vremuri din punct de vedere economic. Însă nesațul nostru și poftele noastre sunt de nesăturat. Nu ne ancorăm într-o realitate care ar trebui să ne guverneze după principiile creștinismului. Ar trebui poate câteodată să ne uităm în sus și să mulțumim pentru că poate am primit mai mult decât merităm. Eu mi-aduc aminte de Țuțea și vă supun și dumneavoastră atenției aceste vorbe frumoase și filozofia acestui mare înțelept al poporului român, care spunea că el ar pune biserica deasupra statului. De ce? Pentru că biserica are dogme, pe când statul are norme. Eu sunt calea, adevărul și viața. Se spunea despre creștinism. Cum aș putea eu, un ales, să nu respect ceea ce am învățat de la părinții mei? Cum aș mai putea eu numi țăran autentic și să spun oamenilor că eu nu sunt liberal, că eu sunt creștin democrat. Modelul meu în viață a fost Maniu, nu Brătian. Pentru că eu m-am născut în Sălaș și este normal să-l am model pe Maniu și pe George Pop de Băsești, nu pe Brătianu. Sunt mai aproape de valorile și de locurile în care s-au născut aceste personalități mari. Am visat eu vreodată că o să ajung președinte de Consiliul Județean? Sau oare am visat că o să mă duc să fac un liceu? Că o să fac o facultate? Facultatea care să mă apropie mai mult de vocația și de darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat? N-am visat niciodată. Și totuși, astăzi sunt optimist, pentru că avem deja tineri care au principii și valori. Vă spuneam la microfon, eu sper că timpul în care elitele se vor coagula și vor munci din nou pentru un crez național, sunt aproape. Aveți un primar, la Șimleu Silvanie. Nu-i fac campanie electorală. Dumneavoastră l-ați ales, dumneavoastră să vă spălați pe cap cu el. Eu nu mă fric că o să vină și o să fie mult mai bun decât mine și o să vorbiți mai mult decât el, decât vorbiți astăzi despre mine. Eu glum despre mine. Noi trebuie să credem în viitorul nostru. Pentru că altfel nu mai suntem ucenicii lui Hristos. Îmi doresc să cred că și dumneavoastră vedeți aceste lucruri și că fiind părinți, puteți găsi puterea necesară. Puteți găsi puterea. Puteți găsi în dumneavoastră acea energie că atunci când un copil greșește ceva sau un aproape greșește ceva, să nu-i mai dați o palmă. El oricum știe că a greșit. Să-l ridicați. Să-l înălțați, înălțându-vă astfel pe dumneavoastră și neamul din care facem parte. Pentru invitații mei, ca să mă poată face să fiu optimist sau
să rămân în realitate, i-aș întreba, având o experiență vastă și cunoscând foarte bine culisele politicii naționale și problemele geostrategice și de politică internațională, când credeți dumneavoastră că noi, cei de aici din sală, vom avea reprezentanți la București care să respecte ceea ce spunea Coposul? Negociem orice, nu negociem principii. Sau să ne referim la cel care, așa ca și dumneavoastră, îl consider cel mai mare politician român, Iuliu Maniu, care spunea, nici o jertfă este prea mare când este despre neam și adevăr. Eu sper că au fost și sunt politicieni în viață care să reprezinte națiunea și statul român la nivel internațional, care să aibă coloană vertebrală, demnitate și acele virtuți necesare pentru a fi pomeniți în viitor, apropo de ce spuneam. Considerați dumneavoastră că astăzi nu avem contextul politic mondial necesar pentru a avea curajul să fim sinceri, să nu mai mințim acest popor, sau pentru că, de fapt, încă nu avem acele personalități care să aibă virtuțile necesare, să-i putem compara cu cei care au fost înaintașii noștri și care ne-au făcut astăzi să pomenim. Vă mulțumesc! Domnule președinte, o frumoasă meditație la care subscriu. Sigur că noi avem ne-am instalat nu doar în era digitală, ci și ceea ce se numește cum barbarism preluat din engleză idiocrație, dar de fapt este un compus savant grecesc. Domnia singularului, dar și domnia celui care nu se poate adapta. Avem multe lozinci despre meritocrație. Comunismul însuși, după răsturnarea socială pe care a făcut-o, se lăuda cu asta, dar contraselecția predomină în societatea noastră și nu doar în societatea noastră, ci în toate democrațiile mult mai mature decât a noastră, care au intrat pe mâna tehnopoliticii, exact cum inteligența artificială va robotiza o seamă de activități care până acum necesitau competențe umane. Exact așa, tehnopolitic, asta, noul mediu în care se comunică politic, în care se decid politic, se iau decizii politice, în care se manifestă la nivel internațional, în forumuri internaționale politicienii noștri, admit și prezența de formă a unor oameni submediocri, incompetenți, pentru care aparate birocratice lucrează în spate, și care, pur și simplu, într-o lume din ce în ce mai galopant dezvoltată și complexă, se pot mulțumi cu formule gata făcute. Nu mai e vremea lui Maniu și nici nu va mai fi. Nu mai e vremea lui De Gaulle și nici a lui Churchill și trebuie să înțelegem că de această transformare a politicii sub impactul noilor tehnologii e irreversibilă. Deci va trebui cumva să redesenăm în timp și normele unei democrații funcționale, să înțelegem ce înseamnă un nou umanism, poate, care să inspire un alt tip de politică, dar oamenii se simt mult mai puțin reprezentați și dominați de partide politice. Au mult mai mare autonomie, tot grație tehnologiei, dar și a dezvoltării. Atât capitalismul, cât și democrația vor intra într-un proces de redefinire structurală în a doua, cel până la 2050. Deci noi trebuie să ne pregătim pentru ca abia ce am deprins abecedarul democrațiilor clasice să învățăm după un nou manual. Pentru că ne aflăm într-adevăr la o răscruce. Simplu fapt că țări europene, cum e regatul Belgiei, să spunem, au putut funcționa impecabil după o criză politică, un an jumate fără guvern, spune multe despre noua era a democrațiilor și noul mod de a funcționa,
a societăților post-industriale, cu oameni independenți din punct de vedere economic, mult mai educați. Noi avem doar 17% populație cu studii pe piața muncii, cu studii superioare, dar media europeană tinde spre 50-60. Deci în acest nou context nu vom mai avea, nu mai trebuie să-l căutăm pe maniu ca atare. Acești oameni erau cumva naivi, foarte patrioți, modelați de cultura creștină vie, într-o fază mult mai puțin secularizată a societății în care trăiau, într-o societate bună oară ca a noastră, predominant rurală, nu? Acele timpuri s-au încheiat. Deci dacă vrem să fim cu adevărat realiști, trebuie să ne pregătim pentru ce vine, să înțelegem cât mai bine ce urmează, ca să ne putem avea. Profit repede ca să nu zic că se vede că nu e de acord cu mine. Să vă zic un lucru. Ăsta probabil n-ar trebui să-l zic și probabil n-ar trebui să se înregistreze și asta este. Da. Sunt obișnuit să zic și lucruri care... Eu am făcut foarte puțin politică din idealism acum în 2012-13-14, atâta. Doi ani n-am fost ales nimic, am înțeles că îmi pierd timpul și m-am întors să văd de universitate. N-aveam timp și nici ambiții și în general nu simțeam că vreau să fiu ceva. Am crezut că, domne, da, am făcut doctorat în Franța, am fost strălucit, sunt la 5-a generație de intelectuali. Am zis, am ceva de dat țării. Țara a zis că n-are nevoie, mi-am văzut de treburile mele, nu m-am încăpățat. Tipul uman politic la care, tipul uman la care v-ați referit există. Nu se vede, aici sunt absolut de acord cu analiza lui Adrian Babahagi și împărtășesc cu totul această observație. Da, așa este. S-au schimbat lucrurile extraordinar în ăștia 10 ani. Noi n-am văzut cum. Noi am existat acum 10 ani, 12 ani am făcut ceva, am ieșit și acum ne uităm din nou de aproape. Și da, vă spunem că arată cu mult, cu mult, cu mult mai bine. E adevărat, nici nu mai avem nicio miză acum și atunci, în fine, suntem ceva mai relaxați. Dar, da, arată cu mult mai bine. Drumul mi se pare că e bun, dar eu cred că tipul ăla uman la care vă referiți există și eu cred că o să apară. Adică e limpede că suntem într-un recul, avem, să zic așa, o problemă de resursă umană, dar vreau să mai spun un lucru. Și cred că asta e important și eu cu asta două vorbe. Să știți că oamenii ăștia politici nu apar din neant și deodată ne trezim cu ei, conduc partide, conduc țări, conduc guverne și ne minunăm cum sunt. Oamenii ăștia sunt produși poate de un sistem, sugera domnul Baconski, dar fundamental ei sunt produși și susținuți de alegători. Ceea ce m-a făcut pe mine să renunț la politică, cumva este ce a spus și Adrian Papahagi, este că a venit momentul în care am pus o ofertă pe masa alegătorilor și n-au vrut-o. Ce mai era de făcut? I-au vrut pe alții. Foarte bine, au venit alții. După care și-au dat alegătorii cu pumnii în cap. Nu spun că i-aș fi fost mai bun. Dar acest tip de, acest ciclu în care votăm ceva, după care începem să ne luăm la palme 4 ani cum de am votat pe ăștia, după care iar votăm ceva, după care iar ne luăm la palme singuri 4 ani cum de am votat pe ăștia și tot așa, la un moment dat trebuie să se oprească. Legele prezidențiale, nu că acolo se spune că ies cei mai mulți români, între X și Y, produse pure ale actualului sistem politic, și în duminica aia nu se duce nimeni la vot. Nimeni! Pentru mine ăsta este un vis. Ăla va fi momentul... Mă, dar nimeni! Știți ce înseamnă? Nici măcar 1% din elector nu apar la urne. Ăla e momentul în care spunem noi, ca corp electoral, dom'le, nu vrem asta. Nu știu, habar n-avem, treaba voastră, politicieni, descurcați-vă. Dar noi nu vrem asta. Nu, noi ne vom tot duce mereu și vom vota pentru că sunt alții care ne spun că e un act civic, că orice vot pe care nu-l dai, îl iau ăilalți. Să știți că asta nu e adevărat. Nouă ăstora de dreapta ni se spune veniți și votați, că dacă nu votați voi, votează ea de stânga și așa. Și ăla de stânga ni se spune veniți voi și votați, că dacă nu votați voi, vine aia mea. Nu e adevărat. Orice vot care nu se dă, e un vot care nu se dă. Punct. Nu se duce nicăieri.
În fine. Deci ce vreau să spun este că nuanța pe care o adaug aici este că cei care fac această schimbare și care găsesc asemenea oameni, suntem noi electorii, nu partidele. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru această seară valoroasă și încă o dată suntem încântați că mi-ați reamintit să privim spre stele, așa cum un mare om drag mie spunea că a învățat și un principiu de-a lui era să privească spre soare în orice conjunctură. Să privim spre stele într-un echilibru constant, ancorați în valorile noastre și în identitatea românească și cu mult optimism spre Europa. Vă mulțumim tuturor, o seară frumoasă!